seara, bine ați venit. O să fie lansată o carte despre care vă știți. Începem imediat, pentru că ne scuzați, suntem într-o ușoară întârziere. O să începem imediat prezentarea și lansarea acesteia. Onorați invitați, doamnelor și domnilor, mă numesc Iulian Capsali și sunt aici în calitatea mea de moderator al acestei lansări, dar și în calitatea mea de părinte. Am și copii, la vârsta în care vor să se rupă de copilărie și cunosc problemele lor în contextul vieții de astăzi. În starea de asediu în care ne găsim permanent, mă gândesc acum la crizele de tot felul care ne asaltează periodic, cartea domnului Virgiliu Gheorghe ne semnalează un pericol care atentează la sănătatea și la viitorul acestui neam. Desigur că nu numai al acestui neam. E o problemă globală, de tot suntem în plină era globalizării. Pe lângă magazine care vând droguri botezate etnobotanice, de parcă te-ai așteptat să existe stand la târgurile țărănești cu țuică și leuștean, și iar la Muzeul Țăranului să-i se dedice o sală, magazinele răspândite în toată țara și care au statut legal în România, lucru care pentru orice om de bună credință pare inacceptabil, dar iată că inacceptabilul se petrece sub privirile indolente ale unei puteri politice. Deci, pe lângă problema drogurilor, această carte trage un semnal de alarmă într-o țară în care pervertirea tinerilor și nu numai a lor începe să devină o problemă vitală. Pornografia stă numai la un clic distanță de privirile copiilor. De privirile copiilor noștri, de sufletele lor. Pornografia este prezentă la vedere în chioșcurile de difuzare a presei. Este prezentă pe canalele dedicate ale posturilor TV. Iar exacerbarea erotismului care exaltă instinctualitatea sexuală este oferită cu dărnicie, de la reclamele publicitare până la presa tabloidă, din emisiunile TV de succes până la piesele de teatru sau filmele artistice. Erotismul, cu extensia sa finală, pornografia, a contaminat toate aspectele vieții private ale omului modern, inclusiv cultura. De ce nu se face nimic pentru stoparea acestui fenomen? Pentru că, mi se răspunde cinic, sexul vinde. M-am întrebat uneori cum mai poate un adolescent, după ce vizionează constant pornografie dură, numită și hardcore, să mai freamete atunci când își ține pietrea de mână, sau atunci când îi dăruiește primul sărut. Această carte spune limpede. Nu mai poate. De mai multe ori este reiterată aici ideea tragică a transformării femeii în simplu obiect sexual. Ea decade din starea de persoană în acea de păpușă erotică. Iar în studiile științifice regăsite în această carte, demonstrează faptul că pornografia pocolește neocortexul, adică gândirea, acționând direct asupra părții emoționale a creierului. Pornografia creează dependență, tocmai ca un drog. Sinapsele formate în canale de comunicare neuronale devin căi bătute, în carte se folosește chiar expresia de autostrăzi, care transformă complet psihicul uman. Iar dependența de sex face în SUA, de exemplu, mai multe victime decât dependența de droguri și de alcool luate la un loc. Aproape 20 de milioane de oameni, nu? 25 de milioane de oameni, conform statisticilor. Într-o societate în care se recomandă, chiar de către organisme internaționale, se recomandă masturbarea la tineri, ca fiind ceva absolut firesc și chiar de dorit, cartea arată studii și cazuistică ce confirmă ceea ce experții știu deja. Masturbarea poate duce la impotență, distruge celula nervoasă, produce modificări chimice la nivelul organismului care afectează dezvoltarea organelor interne și așa mai departe. Egoismul, claustrarea, frustrarea, distrugerea familiei, a potențelor intelectuale, desensibilizarea, escaladarea până la viori, incest și perversiuni dure, ajungând în ultimă instanță până la crimă, deci distrugerea sufletului omului,
toate aceste mecanisme atroce sunt arătate în această carte care ar trebui citită de fiecare părinte și dascăl. De specialiști și, de ce nu, de către oamenii politici. După ce a arătat în două volume de carte care este efectul televiziunii asupra psihicului uman, biofizicianul Vigiliu Gheorghe ne mai pune în față o carte, o carte demistificatoare, pentru că ideile pe care se fundamentează pornografia și eliberarea sexuală, aceste mituri ale modernității, sunt demantelate una după alta, de pe baze științifice, cu un limbaj lipsit de prețiozitate, accesibil oricui, de la specialist până la adolescent. Îl rog pe domnul profesor dr. Adrian Restian, membru al Academiei de Științe Medicale din România și al Academiei Europene, profesorilor de medicină, a fost cel care și semnează pe fața acestei cărți, să vorbească despre el. Domnule profesor. Domnilor și doamnelor, îmi face multă cerere să vorbesc despre un astfel de subiect, dar vorbesc cu interes. Am dat curs invitației locului de Gigi Gheorghiu de a scrie prefața cărții sale din două motive. Unul, că tema pe care o dezbate este foarte importantă și celălalt motiv, că tema pe care a dezbătut-o în volumele anterioare este și mai interesantă și mai importantă. Eu nu știu dacă noi trăim astăzi într-o societate capitalistă, într-o societate post-industrială, într-o societate informațională, într-o societate a culturii, dar trăim cu siguranță într-o societate secularizată și într-o societate postmodernă. Societatea postmodernă care nu a fost și nu este încă studiată suficient, nici măcar băgat în seamă cât ar trebui, are alte principii de funcționare sau mai bine zis, nu are niciun principiu de funcționare și una dintre racinele, ca să nu dezvoltăm teme de sociologie, una dintre racinele ei este tocmai secularizarea și revoluția sexuală. Pe lângă faptul că trăim într-o societate postmodernă, noi trăim și într-o societate a imaginii. Pe scurt, la revoluția sexuală care a dus la pornografie și la alte multe rele, din punctul meu de vedere, cred că e bine că Parlamentul nostru nu a aprobat ieri, nu a legiferat prostituția, în paranteză, la revoluția sexuală pe care noi o vedem astăzi, peste tot, ne inundă din toate părțile, au contribuit câțiva factori. Unul a fost faptul că bolile, aproape toate bolile prin transmitere sexuală și înveți în peste 30 de boli, au tratament medical, cu excepția SIDA, care încă este, aș zice, netratabilă, deși s-au făcut progrese foarte mari, celelalte sunt tratabile, deci a dispărut panicarea frică din partea tinerilor. A devenit posibilă prevenirea sarcinii și prin anticoncepționale și prin alte mijloace, care este iarăși o abatere de la morala creștină. Pe de altă parte, s-a dezvoltat o tehnologie atât de importantă, încât a făcut posibilă și apariția pornografiei, dezvoltarea uitoare a pornografiei în cadrul revoluției sexuale și ele se întrețin reciproc. Astăzi, în lume, după cum a arătat domnul Virgiliu Gheorghiu, se produc anual cam de 4-5 ori, după cum știu eu, filme pornografice decât filme normale. Artistice, că nici alea nu sunt câteodată prea artistice. Deci noi trăim astăzi într-o societate a imaginii, domnul Virgiliu Gheorghiu se ocupă de imagine, de televizor, de pornografie, deși poate că ar fi trebuit extinsă și la limbajul orice care se folosește peste tot și așa mai departe. E bine, aici există două lucruri care ar trebui de discutat, nu vreau să vorbesc foarte mult. Dar nu pot să nu subliniez că sunt două lucruri. Avem pe de o parte societatea de care am vorbit, cuvinele ei, societate greu de stăpânit, după cum vedeți, nicăieri nu e prea bine stăpânită, și avem pe de altă parte omul, cuvinele lui,
cu defectele lui, care nici el nu e prea bine stăpânit și nu se poate stăpâni de mult ori nici el însuși. Deci, societatea nu face aproape nimic ca să prevină aceste lucruri sub pretextul unei libertăți de opinie sau libertăți de exprimare, sunt puse pe piață prin mijloace de mass media de mare penetrație o serie întreagă de imagini, de filme, de lucruri pe care altfel nici nu ne-ar fi trecut prin cap că sunt posibile să se întâmple. Deci copilul vede lucruri care nu le are încă în intuiția lui, nu le-a văzut, nu a auzit despre ele și le vede la televizor, care televizor este, după cum spunea domnul Virgiliu Gheorghiu și luturașii care mi s-au dat, o pacoste a societății contemporane. El ne prostește fiecare minut. Într-o lucrare ținută la Politehnica anul trecut, am vorbit despre trăirea de gradul 2. Noi toți nu mai trăim în familie, cu rude, cu neamuri, cu copii, noi trăim în televizor. Noi trăim mai mult în televizor, în telenovele, în telejurnal, decât cu copiii sau cu rudele noastre. Deci, povestea asta a fost facilitată de foarte mulți factori care au dus, ne-au adus unde suntem astăzi. E bine, dumneavoastră vreți să atrageți atenția, pe de o parte omul e descoperit, că nu e, repet, la treia, patra oară, e greu de expus toate problemele, omul e descoperit în fața acestor lucruri. Pe de o parte că el are, de fapt, trei creiere, un creier arhaic, un creier mai mediu al mamiferilor primitive și un neocortex al lui personal, care deși are 80% din volumul creierului, nu prea poate să controleze foarte bine instinctele. Și teologii știu de lupta internă care trebuie să se dea, nu numai psihanaliștii, de lupta internă care trebuie să se dea în capul nostru pentru a merge totuși pe o cale bună. Deci problema creierului acesta și tocmai la creierul ăla primitiv apelează aceste tehnologii, aceste încercări de a-l zăpăci pe om, de a-l aduce pe căi care nu sunt firești și nu sunt normale pentru nicio societate. Dar pare rău că trebuie să spun, chiar dacă aceste lucruri se întâmplă în toate părțile, mi se pare că la noi e ca la noi la nimeni. Adică eu nu am văzut în străinătate atât de multă pornografie, nici la chioșcuri, nici la televiziune. E ceva care depășește limitele normalului, e vorba de uneori chiar de vulgar, de grotesc, de lucruri imposibil de văzut, sub pretextul unor comedii, unor lucruri de destindere, unor spectacole de destindere, se prezintă niște obscenități de un nivel absolut inimaginabil. Bun, acum, dacă omul e vulnerabil, societatea nu face nimic să îl protejeze. E, totuși ar mai trebui de spus ceva, îmi pare rău că trebuie să mai lungesc 20 de secunde. Nu vă grăbiți. Mă rog, dacă nu vă grăbiți, vă spun o poveste foarte frumoasă. Privind, deci imaginea este cea care ne intră repede în cap. Noi nu știam de ce. Omul a mizat pe creier, alte animale au mizat pe mușchi, pe calul, leopardul, pe sistemul locomotor, omul a mizat pe creier și a mai mizat pe imagine. Deci, pe scurt, creierul nostru s-a dezvoltat în 2 milioane de ani, n-a crescut în 2 miliarde de ani și a crescut mai ales partea care procesează imaginea. Și cu asta am fi zis că lucrurile așa sunt, așa merg. A fost decada creierului între 1990 și 2000 și nu s-a descoperit mare lucru. În 1995, cam așa ceva, niște cercetători din Italia, conduși de, cum arătați foarte bine în carte, conduși de profesorul Rassolati, Giacomo, au descoperit un lucru foarte interesant, care aproape că explică totul. Americanii spun că a fost cea mai mare descoperire din domeniul neuroștiințelor în ultimii 50 de ani și s-au făcut destul de multe descoperiri. Ei au descoperit că o maimuță care are implantați neuroni în loc, electroni în locul neuronii
da? Neuronii ei reacționează când cercetătorul prinde o portocală, ca și când ea prinde portocală. Când o altă maimuță prinde portocală, neuronii reacționează ca și când ea prinde portocală. Iar numit acești neuroni, neuronii în oglindă. Aproape că nu trebuie să vă mai spun mare lucru. E un pattern care se întipărește și, cum bine spuneți în carte, maimuța știți ce zice? Ai prins un portocală? Pot și eu. Nu zice pot și eu. Fac și eu. Aproape face jumătate din... Ea nu prinde neapărat, dar de acolo pleacă niște semnale subliminale, ca să zic așa, spre organele de execuție. Neuronii în oglindă ne arată că noi imaginile se întipăresc foarte, foarte mult în creierul nostru, că noi învățăm prin imitație, că empatia la care facem noi referire ca medici și ca preoți, compasiunea este de domeniul neuronilor în oglindă, fără prea multă filozofie. Omul avea compasiune, cred eu, și când nu vorbea, pentru că limbajul articulat a apărut de-abia acum 100 de ani. Și eu cred că ucidea copiii și avea o compasiune față de rudele, de neamurile, de fricurile, chiar și noi. Deci, apariția neuronilor oglindă a facilitat, prezența lor a facilitat și mai mult efectul pe care îl are pornografia asupra omului. Iar o fotografie, se întipărește în capul lui și zice, pot și eu, sau chiar fac și eu. Deci, în încheiere, domnul Virgiliu Gheorghiu ar vrea să obțină ceva. Să facem ceva ca lucrurile să meargă spre bine. Nu? Asta doriți? Nu vreți numai să informați. Vreți să și atenționați pe oameni. Adică, vedeți, domnilor, că lucrurile nu merg bine. Feriți-vă de niște lucruri care nu merg bine. Tare mie că vorbim între noi. Nu știu dacă e adevărat, dar am auzit, cred că la un post de radio, că în timp ce începea criza financiară, care de fapt e o criză morală, în America, organele lor de control au constatat că comisiile care trebuiau să supravegheze băncile erau formate din oameni care în timpul serviciului accesau site-uri pornografice aproape 90% din timp. Acum, dați-le o carte și spuneți-le domnilor, nu mai faceți chestia asta. E îndipărit în mintea omului să fie păcătos. Nu cred că mă contraziceți. Că tot în America, după ce Obama le-a dat bani la directorii de bănci, ei și-au mărit salariile, deși erau datorie. Deci omul e greu de influențat, vreau să zic, de către domnul Virgiliu Gheorghiu. Se pare totuși că există ceva în sufletul poporului român. Există ceva în sufletul parlamentarilor care i-a făcut ieri să zică nu legiferați pornografia. Chiar dacă ea, și nu pornografia, aia va fi la prostituția. Chiar dacă ea există, lăsați-o domnilor, nu faceți industrie din ea. Nu e cea mai veche meserie. Asta e o prostie. Să spunem noi că asta era o meserie. Asta se face, după părerea mea, de către oameni care sunt în nevoi, care nu au educație corespunzătoare ca să-și realizeze altfel nevoile. Dar vreau să zic că s-ar putea, ca și cartea domnului Virgiliu Gheorghiu, să aibă oarecare succes. Ca dovadă că mai întâlnește niște inimi și la stânga, și la dreapta, și probabil și în față, care să ducă mai departe acest mesaj. Eu am considerat datorie, că nu pot să zic că mi-a făcut plăcere să scriu, nici nu astăzi să scriem despre, dar e obligație, ca o obligație și ca contribuția mea de a scrie pe fața cărții noastre, de a o prezenta astăzi și de a vă ruga să o răspândiți, să arătați că ea nu e chiar atât de inofensivă cum pare și că chiar dacă ne place
Trupul femeii poate fi văzut și la balet, poate fi văzut și la gimnastica artistică și la gimnastica sportivă. E o splendoare creată de Dumnezeu, da? Și nu trebuie, după cum zicea Părintele, să îl privim regizor cu bani. Deci, da. Problema este că eu cred că ceva tot se prinde și cred că l-ați auzit poate pe Bomașe. Ce zicea? Calomnează că poate tot rămâne ceva. Cred că poporul român are, am citit acum când veneam la televizor, că în Hawaii s-a legalizat căsătoria dintre homosexuali. Nu cred că la român va prinde o asemenea. Nici pornografia, dacă n-ar fi importată cu atâta asiduitate, nu cred că ar prinde. Dar posturile străine toată noaptea zăpăcesc copiii, mai ales în mediul rural, care au antene satelit, și asta nu e bine. Eu îl felicit pentru această carte, vă rog să mă scuzați că am vorbit prea mult și vă doresc toate cele bune și ce mai vieți și alte fel. Reveniți la televiziune, nu lăsați televiziunea din urmă. Televiziunea îi zăpăcește pe oameni de o manieră inimaginabilă. Mulțumim domnului profesor Cristian și rugăm pe domnul profesor dr. Pavel Chirilă să spună ceva despre acest subiect. Cred că există două aspecte ale acestei legi și acestei discuții. Unul este formal și ne referim la exprimarea și conținutul legii, și altul este o problemă de fond. Ce spune legea din 2003 care se referă la pornografie? Că este interzisă cu excepția actului artistic, științific și educațional. Și de informare. Ca și când poporul român ar fi total neinformat asupra acestei probleme. L-am sunat cu câteva minute înainte de a veni aici pe maestrul Dan Puric și l-am întrebat dacă la Facultatea de Teatru, acolo unde se creează actul artistic, a avut un curs în sensul acesta. Și mi-a spus că niciodată în istoria teatrului nu s-a spus altceva decât că actul artistic și cultural trebuie să aibă un mesaj frumos, pozitiv și moral. Legat de cuvântul știință, filmele porno nu au nimic științific în ele, bineînțeles. Decât dacă parlamentarii, vizionându-le sau legiferându-le, au părerea despre ei înșiși că sunt oameni de știință. Educațional, ce să vă spun, în urmă cu câțiva ani am dus o luptă acerbă, mai mult în culise, împreună cu domnul profesor Ilie Bădescu, care a fost în echipă și știe cât ne-am luptat. Ministerul Învățământului pregătise 10.000 de caiete metodice și cam tot atâtea CD-uri în care să învețe copiii câte ceva despre sex. Am avut în perioada aceea ca pacientă o avocată renumită de aici din București. Fetița ei, având 12 ani, a venit într-o zi acasă foarte tulburată. O profesoară, înainte de a se da liber
acestui obiect de învățământ, numit Educație pentru Sănătate, din care mai mult de jumătate era educație sexuală, o profesoară, zic, probabil obsedată sexual, a pus mai înainte mâna pe caietul metodologic și pe un CD și le-a explicat copiilor în clasă puțin cum se face sex. Fata a venit acasă, mama a văzut-o puțin dezechilibrată și a întrebat-o ce s-a întâmplat. Fata i-a spus, uite, astăzi am învățat la școală cum se face sex. Zice, vrei să-mi spui și mie? Și nu, aceasta nu este pentru oamenii mari. Am avut ocazia să văd ca medic, așa zise, materiale educaționale, unde era descris fiecare drog, de la cele mai ușoare până la cele mai periculoase, cu doza, cu efectele halucinogene, intervalul la care e bine să se ia, ce efecte are asupra psihicului, asupra fizicului, etc. Aceste cărți aveau pretenția că fac educație și informare. De fapt, erau cărți foarte bune pentru toxicomani și erau primii care beneficiau de ele. În fondul problemei, de ce spunem noi că pornografia e un rău? Din două motive. Odată că aduce după sine o întreagă patologie, o patologie medicală, o patologie socială, o patologie psihologică, o patologie spirituală. Crește incidența bolilor venerice, crește divorțialitatea, scade stima de sine, crește incidența stărilor depresive. Și mai presus de patologia medicală, socială și psihologică, este de fapt un mare păcat și incită la alte păcate, la violență, la perversiuni, la deznădejde, la abandon. Nu citesc din cartea lui Virgil, puteți să o folosiți, este foarte documentată, este foarte convingătoare, este plină de cifre și de cercetări care nu pot fi combătute sub nicio formă. A spune într-o lege că pornografia este interzisă, cu excepția actului artistic, științific și educațional, este ca și cum ai spune că furtul este interzis, cu excepția parlamentarilor, guvernanților și senatorilor. Vă mulțumesc! Le mulțumim și domnului profesor Dr. Pavel Sirilă și ne rugăm pe domnul profesor Dr. Ilie Bădescu, care este și directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române, să spună ceva despre acest fenomen. Mulțumesc! M-am întrebat, în timp ce am citit cartea, ce fel de fenomen este acesta. Și am ajuns la o concluzie care m-a speriat și domnul doctor Chirilă confirmă în modul în care a definit iată circumscris noțiunea aceasta pornografie. Este domnia sa, spune că dezvoltă o patologie totală. Este un fenomen patologic total. Nu scapă nimica de efectele sale. Deci, din punctul acesta de vedere, pornografia, așa cum apare în tablou alcătuit de domnul Virgil Gheorghe, este, după părerea mea, nu numai una dintre maladiile înspăimântătoare ale secolului al XXI. Este, după părerea mea, una dintre cele mai mari amenințări la adresa făpturii omenești. Cartea vorbește despre distrugerea chipului divin din om. Este maladia chipului. Cred că această carte poate fi în același timp și una de prosoponografie patologică. Cum se îmbolnăvește chipul divin în om. Din punctul acesta de vedere, dacă de pildă celelalte cărți ale domnului Virgil Gheorghe, dedicate efectelor televiziunii asupra minții umane,
confirmau triumful statului magic, cum spuneam undeva, asupra smeritei cugetări, cred că de data aceasta putem spune și invers. Dacă poate să apară o asemenea carte, în care ni se propune sinteza cugetării alarmate și responsabile a întregii omenii vis-a-vis de un asemenea fenomen, putem vorbi întrucâtva și despre triumful smeritei cugetării asupra statului magic. Este o carte a triumfului. Fiindcă domnul Virgiliu Gheorghe nu numai că face un efort extraordinar de a inventaria absolut toate cercetările semnificative la scară mondială și cum sesiza domnul doctor Chirilă, este un semn de mare prețuire și de mare admirație să constați seriozitatea lumii științifice americane în această direcție. Este probabil acel segment din lumea specializată a planetei care a reacționat cel mai puternic la acest fenomen, la fenomenul dezagregant al pornografiei. Ori pornografia, din punctul acesta de vedere, privită, iată, prin ochii marilor savanți ai lumii, nu este, al putea spune, poate fi bănuită de simplă reacție morală sau propagandistică. Deci cartea nu este o carte contra-propagandistică. Cartea este, din punctul acesta de vedere, sinteza și factul de conștiință și deci de oglindire a condiției omului în societatea postmodernă, ca urmare sau prin efectele în lanț și în cascadă, dacă vreți, ale acestor invenții utilizate malefic, satanist, care sunt televiziunea și internet. Invenții divine, pentru că sunt făcute, bineînțeles, sunt săvârșite prin voia lui Dumnezeu, dar sunt folosite de forțe sataniste. Atâta vreme, de pildă, cât 47% din familiile americane spun, strigă, că pornografia este o problemă în lăuntrul lor, în casa lor, însemnează că este o mare problemă în lume, pornografia. Atâta vreme cât copilul și femeia sunt singuri în fața efectului devastator al fotografiei, în clipa de față. Unde sunt instituțiile? Unde este școala? Unde este statul? Doar biserica oferă, într-adevăr, zidurile întărite pentru protecția copilului și a femeii și a familiei, dar a familiei care este biserică. Pentru că, din păcate, efectul secularizant a scos lumea din biserică, a scos familia din biserică și o expune aceste înspăimântătoare singurătăți. Și, ca să-l paraprezez pe domnul doctor Estian, în televiziune e un fel de a învăța să trăiești. Eu cred că în televiziune murim. Dumneavoastră știți lucrul acesta. Și demonstrațiile făcute de cărțile domnului Virgiliu Gheorghe atestă cu asupra de măsură. În televiziune murim și murim cu moartea de-a doua, cum spune Dostoievski. Murim cu moartea sufletului. Murim pentru veșnicie. Nu învățăm în televiziune să ne apărăm de moarte. Nu vorbesc de moartea biologică. Trimit la Sfântul Evagrie Ponticul cu cele trei feluri de a muri. Cum spunea Marele Eminescu, nu credeam să învăț a muri vreodată. Ce se învezi de la televiziune? Cum se teamă de maladia morții? Morții sufletești. Fiindcă despre asta este vorba. Domnul doctor, în prefața domnii sale la cartea aceasta, amintește de cercetările lui Paul McLean cu privire la creierul triunic. Și arată foarte clar că noi, pur și simplu, ne manifestăm ca și cum n-am avea neocortex. Este blocat. În fața pornografiei, neocortexul este blocat. Dacă este blocat neocortexul, cercetările o arată și sunt sintetizate în carte, este blocată relația noastră cu Dumnezeu, este blocată relația noastră, este blocată memoria ontologică, amintirea de Dumnezeu, relația noastră cu toate depozitele spirituale ale lumii. Și este blocată relația noastră cu noi înșine, înăuntru nostru, self-control, autocontrol. Nu ne putem controla. Și apare ceea ce domnul Virgiliu Gheorghe prezintă în toate fațetele, dependența de sex, care este mai cumplită decât celelalte forme de adicții, de dependență, față de care lumea se alarmează. Și firesc, dependența de drog, dependența de alcool, dependența de tutun și așa mai departe. Dependența de sex este înspăimântătoare.
cybersexul acesta, care este pur și simplu o ecologie organizațională de proporții spăimântătoare, pentru că, uitați-vă, într-o zi sunt accesate, într-o zi sunt 65 de milioane de accesări de site-uri pornografice la America, care reprezintă 25% din totalul accesărilor pe internet. Deci vă dați seama ce însemnează. Cartea, din punctul acesta de vedere, după părerea mea, atrage atenția asupra singurătății femeii și a copilului, singurătății familiei și a copilului în societatea postmodernă. Dacă noi suntem aici, este ca să strigăm că familia este singură în fața unor amenințări înspăimântătoare și că instituțiile statelor trebuie totuși să se întoarcă spre familie și spre copil. Nu putem lăsa copilul și familia să se prăbușească în aceste cascade ale mortalității sufletești. Trebuie neapărat să reacționăm. Nu pentru că ne dictează conștiința morală sau conștiința sau amintirea de Dumnezeu, care este fundamental, ci pentru că pur și simplu suntem masacrați. Asta se întâmplă, despre asta este vorba. Carta aduce probe copleșitoare în această direcție. Și cum spuneam, sunt procurate prin intermediul tabloului științific al lumii, al celui mai înaintat segment științific de savanți din lume, care este segmentul savanților americani. Cercetări extraordinar de riguroase. Deci, din punctul acesta de vedere, cum am spus, și mă bucur că este aici distinsul domn, de care, iată, prin nu vreau să menționez apartenența domniei sale la un partid important, dar pentru că s-a adus în discuție prin acel partid importanța doctrinei statului social. Foarte importantă doctrină. Nu putem să ne imaginăm că putem lăsa lucrurile acestea la voia întâmplării. Statul social nu spune și așa ceva. Grija de cele două variabile strategice ale echilibrului populațiilor românești, copilul și femeie. Și să nu uităm cu toți că singurul loc și singura civilizație în care, într-adevăr, femeia și copilul sunt în centru, sunt tabloul, dacă vreți, focalizat al întregii existențe, este civilizația creștină. Prin Maica Domnului cu pungul în brață. Avem o șansă extraordinară, europenii creștini. Dar astăzi, în Europa, n-ai voie să spui că ești creștin. Poți vorbi despre mahometan, poți vorbi despre orice religie, dar nu despre creștinism. Asta este o mare problemă. Cum știți foarte bine, sunt site-uri suficiente care alertează asupra acestui chestiuni. Deci există fundamente pentru acest război împotriva forțelor care distrug făptura omenească, care distrug omul. Și cartea Domnului Virgiliu Gheorghe se înscrie în acest război, în acest război spiritual, holotropic, care ne atacă și ne copleșește din toate părțile. Și cei care sunt aici, cred că sunt o garanție asupra triumfului smeritei cugetări asupra statului magic. Îl fericit și eu pe domnul Virgiliu Gheorghe, mă bucur că are atâta putere, atâta forță, fiindcă nu este puțin lucru să faci dosarul științific al acestor chestiuni, atrocități care se petrec în lume, fiindcă nu sunt numai războaiele care le vedem la televizor, sunt aceste războaie invizibile, că sunt mai cumplite. Pentru că distrug omul din lăuntru nostru, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Îl felicit și mă bucur că și-a pus pe umeri această răspundere și mă bucur în același timp că suntem din nou împreună cei care putem, într-adevăr, și dorim să ne asumăm această sarcină și prin care, totodată, să ne aducem aminte ceea ce spunea Mântuitorul Iisus Hristos: îndrăzniți, eu am biruit lumea. A faptului că nici măcar în Constituția Uniunii Europene nu este menționat creștinismul ca fiind matca acestei Europe. Și o să-l rog pe domnul inginer doctor Iulian Ian, care este parlamentar, să ne spună câteva cuvinte. Bună seara! Vă mulțumesc! Sunt deosebit de onorat. Plec și cu un ușor handicap. Ați văzut, parlamentarii, demnitarii au o anumită etichetă, foarte greu să o schimb. Aș vrea să plec de la faptul că s-a vorbit aici despre falsul creștinism al demnitarilor europeni.
și am să vă spun că pe fonduri europene, cred că vreo 6 milioane de euro au fost cheltuite pentru un calendar cu evenimentele importante religioase, din care, bineînțeles, lipseau evenimentele creștine din cursul anului. S-au cerut scuze ulterior, dar faptul a fost demonstrat ca atitudine a celor demnitari, în care noi ne punem speranța, cel puțin pentru a ne proteja valorile unice pe care le aveam cele creștine. Aș vrea să intru direct în subiect și să vă spun că eu mă aflu aici, în primul rând, pentru faptul că l-am cunoscut pe autor. La întâlnirea noastră a fost la mănăstirea, la schitul Prodromu, în Muntele Athos, și acea imagine nu se poate uita, de asemenea, și o anumită notă de empatie m-a făcut să citesc cu foarte mare atenție. Dar nu numai din acest punct de vedere, am să mai fac câteva referiri și la sfârșit, însă am să vă spun că citind cu foarte mare atenție și citind și introducerea care m-a impresionat a domnului academician, am putut să constat și vă sfătuiesc să citiți cartea, o să vă facă foarte mare plăcere, dar o să vă puteți verifica cunoștințele pe care le-ați acumulat de până în acest moment și care cunoștințe o să, dintr-o dată, o să vi se pare revelatoare citind această carte. Eu, cel puțin, am asociat informații pe care le-am acumulat de-a lungul timpului din ceea ce am citit. Am regăsit conexiuni de la Aristotel, Seneca, până fizicienii, și am să fac o referire la acest lucru, până la Sfântul Apostol Pavel, pe care am să-l citesc și cred că este dintre toți cel mai, dacă vreți, eticheta cea mai elocventă pentru acest tip de revoluție pe care, și acest tip de criză. Însă am să vă rog să-mi permiteți să fac o asociere pe care eu am trăit-o, așa, dacă vreți, în momentul în care lecturam, plecând de la acest tip de criză, iată încă o criză, și am să mă structurez în câteva minute pe trei capitole importante, respectiv faptul că acest tip de provocări vor schimba definitiv civilizația actuală. 2. Armonia între trup și suflet, trup ca templu al Duhului Sfânt. Și 3. Iubirea ca arhitect al Universului. De ce fac această, închei cu acest aspect? Pentru că mi-a plăcut foarte mult că autorul a dat și soluții. Nu a făcut doar o prezentare a fenomenului, a dat și soluții. Am să revin la faptul că acest tip de provocări schimbă definitiv civilizația actuală. Și am să vă fac o referire din domeniul cu care poate nu sunteți foarte obișnuiți, respectiv faptul că în urma provocărilor cu care se confruntă omenirea și care până în momentul de față au fost sintetizate în trei mari categorii: securitate, schimbări climatice și inegalitate socială, faptul că omenirea trăim într-un sistem de o complexitate infinită aflat într-un echilibru extrem de fragil, sunt câțiva factori care ne sunt acum, sunt vizibili cu ochiul liber, care afectează acest echilibru. Printre factorii respectivi, în afară de războaie, în afară de actele de terorism, care au devenit, iată, un fapt obișnuit, este și această creștere continuă a populației omenirii, cu aproximativ 97 de milioane de cetățeni în fiecare an. Până acum, la data la care vorbim noi, au mai apărut 24 de milioane de cetățeni ai planetei. Această creștere, pentru unii din cetățenii planetei, care probabil se consideră și decidenți, este un real pericol. Până în 2030, omenirea este estimat că va ajunge la 9,3 miliarde de locuitori. Consumul de energie, și aceasta este prima asociere care am făcut-o, se va dubla, va crește de la 18 miliarde de terawatts la 34 de miliarde de terawatts. Efortul omenirii va fi de 21 de trilioane de dolari. Ce înseamnă acest lucru? Că populația va migra spre, din două motive, unul din cauza schimbărilor climatice, doi din cauza fenomenului de urbanizare, către marile metropole, acestea așa zise mega-city-uri,
6 din primele 10 sunt în Asia. Iată că apar în creierul lor astfel de idei, respectiv, pe de o parte, e una din ideile cărții care cred că are substrat, respectiv, catalizatorul economiei și comerțului mondial, unul din catalizatori, iată, se dovedește a fi pornografia. Cifrele o spun de la sine, prezentate în carte. Dacă în 1984 vorbeam de 5 miliarde de dolari, acum am ajuns la 57 de miliarde de dolari. Cu ce industrie ne luptăm? Ce tip de instrumente avem noi în lupta cu această industrie când, într-o dezbatere parlamentară, într-un parlament ca al României, un astfel de act normativ, pe lângă legea salarizării, legea educației, codul muncii, ar putea să treacă aproape ca nefiind important, mai ales și mi-am notat aici ca să vă citesc, să vedeți cât de superficial a fost înaintat și de către executiv, dar ulterior analizat și de către membrii comisiilor parlamentare. Fiecare act normativ, probabil dumneavoastră, dacă sunteți și studenții ai Facultății de Drept, deja sunteți acomodați cu modalitatea și parcursul unui act normativ, însă e obligatoriu, trebuie să fie însoțit de o expunere de motive. Ce spune expunerea de motive la acest act normativ? Că această lege este înaintată pentru că trebuie să o armonizăm cu legislația comunitară. Când mergem mai departe și ne uităm la impact, vorbim de legislație comunitară, se spune că nu este cazul. Merg mai departe și se face o referire directă la impactul economic și social. Nu este cazul. Nu este cazul. Vorbim de informații privind procesul de consultare, organizații neguvernamentale, institute de cercetare. Nu este cazul. Nu se referă la acest lucru. Păi dacă există un departament al Parlamentului, e adevărat că foarte, foarte puțin îl apelează la acest departament, care este un departament pentru rapoarte și studii. Care în Franța, dacă veți face timp să vă uitați pe internet, să vedeți cam ce tip de rapoarte și studii se prezintă în Parlamentul francez, acest departament ar fi putut comanda, sau cel puțin după dezbaterea de astăzi, ar putea să devină o comandă pentru a solicita o informare și o analiză de expertiză, iată de la ce nivel de expertiză avem în România și la ce grad de informare ne oferă autorul în această carte. Și sunt convins, sunt absolut sigur că parlamentarii n-ar mai fi decis sau n-ar decide în necunoștință de cauză sau n-ar risca să greșească în ce zonă, într-o zonă în care afectează direct cea mai importantă, dacă vreți din punct de vedere economic, resursa umană. În mod direct. Observăm însă că efectele sunt îngrozitoare. Uitându-mă mai atent, acum am descoperit și eu modalitatea noastră de decizie în subconștient, în subliminal, cât de ușor acest tip de mesaj atât de pervers îți impune un tip de decizie fără ca să rațiunea să-ți permită să ai timp de reacție rațional. Și atunci cred că acest tip de impact pe care astăzi îl neglijăm, îl vedem însă atât de agresiv pe televiziuni, pe stradă și care atacă și agresează generația tânără, copiii de la 9 ani, de la 12 ani, dacă cei de la UNESCO, așa cum a spus, cum este scris și în carte, chiar recomandă, dacă Tony Blair, dacă vă aduceți aminte, recomanda tinerilor să aibă raporturi sexuale orale, că este cea mai bună metodă. Cred cu toată convingerea, pentru că suntem un popor creștin și am să trec la capitolul al doilea din ceea ce vreau să vă spun, respectiv, la ceea ce ne spunea Apostolul Pavel. Trupul este templul Duhului Sfânt. Fraților, toate vă sunt îngăduite, dar nu toate vă sunt de folos. Toate vă sunt îngăduite, dar nu toate vă sunt de folos. Trupul este al lui Dumnezeu și Dumnezeu
are grijă de acest trup. În perecherea noastră, în această dualitate trup și suflet, în interior, în captivitate, ținem Duhul Sfânt. Parte din Duhul Sfânt, care este în noi ca o energie infinită, care tinde spre Creator. Dar noi o ținem captivă în această împletire trup și suflet și iată cum este manipulată prin acest tip de mesaj. Dându-i întâietate plăcerii trupului cu efecte atât de grave asupra ființei noastre, dar ținând captivă această energie infinită. E ca și cum am avea 1 miliard de euro la bancă și nu-i folosim niciodată. Niciodată, nu știm de ei. Ei, avem, iată, vă spuneam de Seneca, care spunea că omul nu moare, ci se omoară. Acest tip de comportament al nostru, aproape nevinovat, pentru că este manipulare. Dacă ne ducem în cealaltă zonă a impactului social, vedem că el determină o creștere a violenței, el determină o creștere a agresivității, a violurilor. Acest tip de multiplicare a partenerilor, iată, duce și într-o zonă a multiplicării bolilor. Și am să trec la ultima parte, respectiv, iubirea este arhitectul Universului. Dacă ar fi să privim doar asupra consecințelor și modului extraordinar în care această industrie a reușit să domine și chiar să impună decizii, ar părea că n-ar mai fi soluție. Însă soluția există și ea, dacă vreți, și am să revin la șansa noastră de a trăi într-o țară ortodoxă și a fi popor creștin. Se spune, și spune aici domnul academician, femeia este, care are un trup super, da, putem privi și admira, însă rețineți că atunci când noi ne prezentăm, noi tinerii, când alegem perechea, ne prezentăm în fața altarului și acolo avem un jurământ. Și printre altele, preotul ne spune, și veți fi una. Această contopire energetică este reală. Ea, în timp, devine o singură sferă. Ruperea acestei sfere și influențele în această sferă se datorează acestui tip de manipulare prin pornografie. Această sferă energetică este puternic afectată prin informația pe care o preia fără să-și dea seama individul și o introduce în sfera lui energetică care s-a născut din iubire. Dar o alterează. E ca un virus care corodează această sferă și până la urmă duce la divorțuri cu consecințe dramatice asupra, în primul rând, asupra copiilor, dar și asupra familiei, ca cel mai important nucleu al acestei societăți. Ori, eu am simțit și am trăit acest gen de informații doar lecturând această carte, dar am descoperit cât de mult am putea face dacă am avea un alt tip de abordare în procesul nostru decizional în plan legislativ. De aceea am să închei spunând din tot un citat din Sfântul Apostol Pavel, care spune: fugiți de desfrânare. Cine se apropie de o desfrânată devine una cu ea. Părintele Teofil Părianu spunea: ce privești, aia te pătrunde. Ori, noi avem șansa ca prin iubire, păstrându-ne în iubire și păstrându-ne în aceste valori creștine, unde noi nu mai putem, pentru că agresiunea este uneori peste puterea noastră, din acel moment intervine Dumnezeu. Se spune că voi faceți cât puteți și cât depinde de voi. Când nu mai puteți, adresați-vă lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Fiecare parlamentar. Întrebarea mea este dacă credeți că o citesc. Cu sinceritate, nu cred că o vor citi în procent de 80-85%, dar cred că ar fi foarte util dacă am oferit-o celor din comisiile care sunt pe raport. Și dacă le-am dat-o, dacă vreți,
citite, adică le invităm la o dezbatere și încercăm să discutăm subiectul, atunci le vom stârni interesul asupra cărții și cu siguranță cei care sunt raportori o vor citi. Dar sunt sigur că printr-un astfel de demers noi vom avea reușită în votul pe această lege. Dar cred că este obligatoriu, văzând și din experiența pe care am acumulat-o, eu fiind într-o zonă tehnică, exclusiv tehnică. Este o foarte mare superficialitate din ambele părți, și executiv și legislativ. Se trec foarte multe acte normative, unele ai putea să spui că sunt realmente ciudățenii, dacă n-ai stat să le citești în curând, și ținta ați văzut care este. Sunt câteva priorități care se învârt în jurul bugetului și în jurul banului public și acolo este interesul maxim. O zonă ca aceasta, pornografie, vă asigur că trece acest act normativ, dacă îi se invocă și armonizarea cu cadrul legislativ european, necitit. Da. Acesta este pericolul cel mai mare. Ați văzut că noi toți de aici din sală intrăm la acolo, nu este cazul. Dar parlamentarii ar putea face ceva. Poate că așa a vrut Dumnezeu și eu sunt sigur că așa a vrut Dumnezeu, că vedeți ce combinație, ne-am întâlnit într-o altă parte a lumii, am reușit ulterior să ne revedem și astăzi suntem împreună și, din fericire, doi din președinții comisiilor decidente sunt într-o relație directă comisiile de specialitate pentru care sunt raportorii finali pentru această lege. În luna decembrie, președintele Obama a dat o lege privind slăbirea populației. Pentagonul a anunțat mai demult că nu mai poate recruta. La ei, obezitatea a trecut de 30%, deci Japonia nu mai poate. Bun, și-a dat o lege. Credeți dumneavoastră că vor slăbi americanii datorită acestei legi? Sau domnul profesor Chinilă, credeți că vor slăbi americanii? Eu mizez pe morală. Unde morală nu e, nimic nu e. Nu se poate prin lege băiatul meu să mă respecte pe mine. Prin lege, el trebuie să mă respecte datorită faptului că el vrea asta sau nu, dacă nu vrea, oricum legea îl obligă greu. Eu nu cred. Cred că avem atât de multe legi. Deci ne multe le înțelegi. Eu cred că noi trebuie să răspândim morala, religia și încă biserica, cum bine spuneați și foarte bine ați dat toate citatele, încă biserica mai face multe chiar în acest domeniu. Și ea ne ține în cel puțin într-o mică măsură altfel decât s-ar putea fără. Nu cred că o lege Domnului să Chirilă va rezolva problema. Și vă rog să vedeți. Repet, Japonia are 3% obezi, China are 3% obezi, Rusia are 30% obezi și Statele Unite au peste 30%, unii zic că peste 40% obezi. Credeți că prin legea, dar Obama ce face? Calculează rațiile ei, nu va rezolva. Nu există nicio lege prin care eu să o iubesc pe soția mea. Eu m-aș căsătorit cu ea fără să mă oblige nimeni. Obligațiile legale ar trebui, ele sunt valoroase, domnul profesor de sociologie va riposta imediat. Dar eu cred în morală, eu cred în puterea biologicului, cred în puterea spirituală și vreau să mor crezând în acest domnul lucru. Profesor, cred că vă referiți și la morala celor din Parlament, nu? Da. Da. Eu nu cred că sunt chiar atât de răi cum credem noi. Știți ce se întâmplă, domn profesor? Noi generalizăm. Prea repede. Dacă un medic, eu sunt medic, vreau să sunteți medic, dacă un medic ia foloase nebunite, se generalizează foarte repede. Nu toți, dumneavoastră nu faceți parte din acest. Eu personal nu fac parte din acea tagă. Eu sunt bucuros când pot să-i fac bine unui om. Și el se și miră câteodată, nu-i fac bine gratuit. Dar, repet, nu legile vor desfința foloasele epidemiei.
Până noi doi, noi patru, noi zece, noi o mie, vom depune un efort în acest sens și vreau să depuneți. Și parlamentarii se vor conforma și ei. Ei ne-au prezintat. E frumos ce ați spus, însă era vorba despre, aveți dreptate, legile sigur că nu au cine știe ce putere. Nenorocirea cea mare este că noi încercăm să ne opunem la o lege care are efect stricăcios, la o lege strâmbă. Da. Sunt legi stricate, legi care strică, la asta ne opunem. Nu ne facem iluzii de pildă că putem prin lege să schimbăm omul. Omul schimbăm și se schimbă în familie, cum a spus aici, a spus și dumneavoastră, deci se schimbă prin iubire, prin credință, Dumnezeu schimbă. Nu legile, vreau, dar îi pot strica și pot strica acțiunea noastră, ne pot împiedica. Dacă se va da o lege greșită în chestiunea pornografiei, va avea efecte dezastroase. Despre asta e vorba. Sunt legi care pot să aducă efecte nenorocite. Și asta, dacă nu avem grijă la aceste legi, după aceea ne putem, ce să facem? Că legea te obligă să o respecti. Adică să respecti răul. Să devină, să ridic răul la calitate de criteriu moral. Vă dați seama ce răsturnare diavolească este? Deci, prin legi, se poate introduce răul în lume sub aparenta legitimității lui. Despre asta e vorba. Deci, în sensul acesta, a încercat și cartea aceasta, asta e misiunea ei și acestei asociații pentru protecția familiei și a copilului, să se pună de acomensișul acestor operațiuni prin care noi încercăm să introducem răul în societatea românească, legitimându-l cu ajutorul fabricii de legi. Despre asta e vorba. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum cred că ar fi cazul să vorbesc și autorul cărții. În primul rând, să mulțumesc pentru cuvintele frumoase spuse. Nu mă așteptam să vorbească despre carte, mai mult despre problema tematică în sine. Eu, prin fire, sunt foarte optimist, de aceea am și scris cartea aceasta și pe celălalt revizor, crezând că lumea poate fi mai bună. Și că problema depinde, cum spunea domnul profesor Restian, depinde în primul rând de noi. Necazul este că noi românii suntem foarte dezbinați și există o tendință să credem foarte repede că celălalt este rău, rău intenționat. Eu vă spun sincer, nu văd televizor de 10-12 ani și puțin nu m-am amestecat cu lumea și când vin în țară, mă gândesc cât de mulți oameni buni. Nu cum se crede, oameni buni pot găsi în România încă, deși toată lumea spune că s-a stricat cu totul român. Chiar oameni care suferă, chiar oameni care suferă de pe urma consumului de pornografie. Chiar oameni cu fundații niște păcate care mintea omului nu le putea imagina în urmă cu 15-20 de ani. Sunt în esență buni, însă este o mare înșelare în care suntem cu toții prinși. Referitor la lege, eu cred că o lege bună ne poate proteja, pentru că, dincolo de faptul că moral noi ne putem opune păcatului sau ne putem opune unei alunecări sau unei căderi, gândiți-vă că aproape că nu mai ai libertate să mergi printr-un metrou fără să vezi ziare în care se batjocorește trupul femeii. Eu personal vă spun că am luat hotărârea să merg cât mai puțin cu metroul din moment, din motivul acesta, pentru că prefer să mă păstrez mintea cât de cât curată. Și vă spun de ce. Chiar dacă nu aș vrea să dau curs unei incitații erotice, firea bărbatului și a femeii și mai ales firea creierului bărbatului este expus acestui stimul foarte mult. De aceea se și folosește în publicitate și chiar discutam zilele acestea cu prieteni din publicitate și mi-am spus că oricât s-au luptat să-și convingă colegii să nu aplice mesajul pornografic, sexual, erotic în reclama publicitară, n-au reușit pentru că asta scoate bani. Acesta, mă scuzat, e un cal troian, se cheamă cal troian. Cal troian. E o memă care umple prin cal troian. Iar o doamnă care lucrează la Poșta Română spunea că, în fine, colaborez la o revistă, Familia Ortodoxă, cea
Nu se vinde pentru că nu aveți nimic erotic pe ea, dacă numai astea pun... Nu, vorbesc foarte serios. Numai astea care au erotic în ele se vând bine. Așa este România acum. Și e firesc să vândă așa. Nu-i firesc. Nu-i firesc. Nu-i potrivit firii. Este normal. În ce sens? Sensul că ele vrăjesc, ele amăgesc. Oamenii subconștientul lor nu-și dau seama de ce cumpără ziarul respectiv. Dacă mâine Libertatea scoate pornografia din paginile ei, și scandalul, nu se mai vândă. Deci ea nu-i cumpărată, nici pentru că românul apreciază calitatea ziarului Libertatea, Clic și Cancan, nici pentru alt motiv, ci pentru faptul că produce excitația sexuală. E bine, excitația sexuală lucrează direct, cum spunea mai devreme domnul profesor, cu creierul emoțional. Mesajul trece prin, intră prin vedere, ajunge în hipotalamus, de acolo se desparte între două căimuni, se duce în corpul emoțional, corpul amigdalian care se face parte din creierul emoțional și atunci la neocortex. În momentul în care s-a imprimat în creierul emoțional, deja dă un semnal de plăcere sau durere. Și spune, este bun, este procesitați. Pentru că așa e făcut omul de când e lumea aceasta, că se văd descoperiți, dezbrăcați numai în spațiu, într-un spațiu intim. Și pentru că procreerea, înmulțirea speciei este un lucru, înmulțirea omului este un lucru esențial, se procesitația. Ei, în momentul în care ajunge la neocortex, semnal, deja noi avem un răspuns dat de creierul emoțional, care spune că este o chestie bună și că putem merge înainte. Și se duce începe să apară o luptă între creierul emoțional și neocortex. Creierul emoțional spune, e bun, neocortexul spune, nu e bun. E o amăgire, o șelare. Ei, gândiți-vă că semnalul acesta este aplicat de foarte multe ori. Fiecare aplicare produce o creștere inevitabilă a neurotransmițătorilor, care vizează excitația sexuală, care nu duce până la capătul excitației, dar care produce o stare de euforie. Dopamina, noradrenalină, glutamat, sunt doar câțiva din neurotransmițătorii care își măresc și mărind cantitatea, emoția respectivă este destul de puternică ca să se prindă în memorie. Astăzi puțin, mâine încă puțin și așa, văzând numai ce bine libertatea, tu ajungi să fii setat pe comportament sexual compulsiv, obsesiv, aproape. Pentru că imaginea respectivă se prind înăuntru subconștientului și nu ies de acolo ușor. De fapt, nu mai ies de acolo. Mai cu seamă dacă nu este înconjurat peste tot de astfel de mesaje. Deci, primul rând, într-o societate în care se vorbește de drepturile omului la expresie, la liberă alegere, opțiune, nu există opțiune aici. Pentru că noi suntem, nu cred că există un alt mesaj mai agresiv decât mesajul pornografic sau mesajul erotic. El nu ține cont de opțiunea noastră, pentru că el lucrează cu creierul nostru conștient, lucrează cu dorința noastră sau nu, cu disponibilitatea noastră de a ne implica într-un act sexual. Și asta este una dată, să spun, prin instinct. Aș vrea să vă spun câteva lucruri, în carte am vorbit despre cum apar dependența, cum apar deviațiile, ce înseamnă deviații, deci o mulțime de alte probleme chiar legate de o sexualitate sănătoasă și de terapia acestei probleme ale pornografiei. O presiți și o puteți și fi. Îmi spune altceva, o concluzie la care am ajuns făcând studiul acesta în ultimele luni. Eu vă spun sincer, în mod cu totul întâmplător m-am apucat, să sezizăm problema conjunctural și pentru că cumva sunt atras de tot ce înseamnă neuroștiință sau cercetările acestea asupra creierului, m-a incitat să merg mai departe. Și am ajuns până la urmă la finalizarea acestei cărți. La ce concluzie am ajuns? În secolul al XIX-lea au fost două revoluții care au scutit lumea. Revoluția bolșevică și revoluția sexuală. Nu întâmplător îi spune revoluția sexuală. Ce au comun? Revoluția bolșevică comunitarizează bunurile, proprietățile omului, iar revoluția sexuală duce la un alt fel de comunitarism, al trupurilor noastre. Revoluția bolșevică a vrut să spunem, sau comunismul, capitalul lui Marx, sau un manifest al partidului, care a fost pus în practică de Lenin, în prima fază, experimental, și pe urmă a fost dus mai departe de Stalin. Revoluția sexuală are și ea un fel de manifest, care cred că cel mai bine mult se apropie de această idee, cartea lui Aldous Huxley, în care se arată că de mici copii trebuie inițiați în actele sexuale, trebuie liberalizat sexualitatea la maximum. Oamenii nu trebuie să mai trăiască în familie, să fie o rușine familia și viața de familie.
Se repetă niște lozinci în primii ani de viață, în care se spune ceva de genul noi aparținem tuturor, adică corpul nostru aparține tuturor. Asta e o formă de comunitarizare. Pe ce își baza demersul Huxley? Tocmai pe ideea despre care am vorbit mai devreme, aceasta acomodățirea populației. Thomas Mann, care spunea că se va mulți populația și nu se mai vrea să mănânce lumea. Paradoxal, ne pune problema mulții populației într-o societate în care consumul este vectorul principal al existenței și al activității societății. Consumul, consumismul, să consum cât mai mult, deci să cheltuiești mai mult. Dacă am face puțină economie, s-ar putea face, dacă știința ar fi folosită pentru a optimiza toate procesele economice, sociale, sunt o mulțime de lucruri care s-ar putea face, dar nu se fac, pentru că nu se interesează. Interesul să câștige bani. Și atunci să se câștige bani înseamnă să consume lumea. Deci e paradoxal. Pe de o parte vrei să se împuțineze populația, pe de altă parte vrei să câștigi mai mult. Și să cheltuiești mai mult și energie și așa mai departe. Deci Huxley este cel care ne arată și se va întâmpla în viitor. Are utopia lui pe care asupra căreia revine în anii 60, mirându-se și el de cât s-a avansat și spun nu aș putea să se avanseze atât de repede, să se ajungă la asta. Dar nu își putea imagina la ce s-a ajuns astăzi. Chiar dacă este baza societății axiliene este consumul de droguri, drogul ușor, vedeți în nopotancele, și sexul. Sexul liber, cât mai liber. Să nu existe niciun fel de definiție, de granița unei familii sau unei relații interpersonale. El este complet depersonalizat, este o mecanică, ține doar de procesul excitatoriu. E bine, în anii 40-50, pe bursă Rockefeller, Kinsey a inițiat un program de cercetare, zice el, ca să vadă care este comportamentul sexual la om, la bărbat și la femeie. Deja le separă. Nu mai este o relație sexuală privită în ansamblul ei, ci e comportament sexual. Experiențele au fost făcute pe copii între 6 luni și 12 ani, care erau masturbați, erau violați periodic, se nota reacțiile lor și pe baza celor consemnări a fost alcătuită de cele două cărți. Acum, în anii, la apropiere de 2000, una din victimele lui Kinsey, o femeie de avea 70 de ani, a mărturisit că Kinsey îl plătea pe tatăl ei și pe bunicul ei să o violeze, ea fiind copil mic, și după ani de zile și-a dat seama că el nota chestiile respective și scrie, în cartea se scrise, convulsii, deci copiii săraci erau, vă dați seama la ce se ajunsese. E bine, pe cercetările lui Kinsey, care nu știu că se numesc cercetări și erau, de fapt, un program pe care vrea să-l pună în practică, așa cum Lenin pusese în practică comunismul capitalului Marx sau teoria lui Marx. S-a inițiat revoluția sexuală. Revoluția sexuală, care e flux, a ajuns până la noi. Suntem cu toții marcați. Noi, astăzi, cei ce din sală de aici nu mai percepem sexualitatea și relația între bărbați și femei, cum o percepeau bunicii noștri. Virusii aceștia mediatici marchează, nu pot să nu marcheze, pentru că noi asta am văzut și nu am văzut de zi de zi. Vedem de la primii ani de viață. Tot mediul comunică un mesaj care este falsificat. Care era teoria lui Huxley, lui Kinsey? Așa cum comunismul avea teoriile și se poate face un paralelism. Nu m-am apucat să cercetez de aproape ideea, dar mi se pare relevantă pentru înțelegerea fenomenului. Cât mai multe orgasme, cu atât mai fericit este omul. Viața omului depinde, e o idee freudiană până la urmă, dar el are o dezvoltație și pusese așa zisă bază științifică. Actul sexual în sine nu mai avea un caracter interpersonal, el dezvăluiește complet de natura afectivă. Important este procesul excitatoriu care aduce fericire. Ei bine, aceste teorii au cucerit prin mass media, prin popularizarea, prin știința de popularizare, au cucerit lumea occidentală mai întâi, susținute fiind. Vă dați seama că societatea americană care era puritană, numai puritană poate decât societatea românească a perioadei a anilor 50, ce scandal a putut fi. Dar însăși președinți de universități s-au implicat până la cel mai înalt loc și până la mai bine prinse. Deci teoriile pe baza cărora este percepută sexualitatea astăzi sunt acelea ale violului sau actelor pedofile.
vedem unde merge. El vorbește de acest act sexual făcut la momentul acesta. De fapt, care este esența actului sexual pe care îl promovează revoluția sexuală? Simbolul lui este unul singur. Masturbarea. Deci către masturbare duce totul. Adică producerea unei plăceri, unei procese de excitație, cât mai mare. De aceea masturbarea nu este atacată în niciun fel de cel puțin de act de știință de popularizare. Nu o să găsiți atacată pe internet sau numai sunt anumite studii care sunt ținute undeva în, și nu cred că se dau bani pentru lucrul acesta, pentru cercetări în domeniu. Până la secolul, până la începutul secolului al XX-lea, masturbarea era considerată cel mai grav comportament ca efecte asupra sănătății mentale și organice a omului și era o constatare clinică. Aceștia erau bolnavi. Dintr-o dată, la începutul secolului al XX-lea, deci în perioada anilor 40, dintr-o dată se schimbă totul. Nu mai e voie să vorbești nimic rău despre masturbare. Ea este recomandată și vedeți, UNESCO spune că de la 6 ani copiii să fie învățați să se apropie de părțile ascunse ale trupului, iar de la 9 ani să le se recomandă să o practice. În cartea arăt care sunt efectele, sunt grozave. Sunt grozave pentru că masturbarea, mai ales cuplată cu pornografia, uzează sistemul nervos foarte rapid, îmbătrânește creierul, produce probleme organice majore, dureri în articulații, inflamații, la nivelul minții, pierderea de memorie, probleme de atenție, irascibilitate, dureri de cap, dar dureri în tot organismul, omul este dat peste cap. Duce la o epuizare rapidă. Și consumatorul de pornografie se masturbează singur și de câteva ori. Astea spun toate și din mărturisirile consumatorilor în sine, nu este un secret. În cazul este un băiat sărac pe care citez în carte din America, spunea, de ce suntem minți? De ce se spune că e un lucru ok și să mergem mai departe cu el, că e un lucru sănătos și ajungem să fim handicapați între cei care depun mărturie, rămăsese mic pentru că porcările acestea consumă testosteronul, îl reduc nivelul testosteronului. Și în timp, mai ales dacă este în perioada de creștere, nu mai cresc în înălțime, nu mai se dezvoltă. Efectiv, nu se mai dezvoltă ca întreg organele, pentru că testosteronul participă la dezvoltarea organismului în multe faze. Ce vreau să vă spun? Că ultimile cercetări, cel puțin ultimii 20 de ani, pentru că am citat în carte studii până în vara al 2010, demonstrează un lucru contrar. Orgasmul în sine aduce palpul pe păgubitor într-o anumită măsură. În ce sens? În sensul că produce foarte multă dopamină și noradrenalină, un val puternic, adică dă o stare de euforie mare. Nu există nicio activitate umană care să producă atât de multă dopamină. Reversul este acela că imediat după consumarea actului se retrage dopamina și creierul sunt afectați receptorii de dopamină, creierul are o senzație de indispoziție, apare o senzație de indispoziție. Dopamina motivează individul, nu mai ești motivat. Apare acel anumit fenomen de mahmureală, hangover, zic cercetătorii, care durează câteva zile, în funcție de cât de obosit este persoana respectivă, organismul uman și așa mai departe. Cercetările sunt foarte clare. Crește prolactina și scade dopamina. Dar și creșterea prolactinei și scăderea dopaminei afectează major individul. Vă spun și totuși cum de rău este familia. Familia reprezintă într-un alt intervenția unui alt factor, factorul afectiv. Pentru că omul nu este ca animal. La animal, și am arătat efectul culici, la animal, după ce se împerechează, nu mai au relații. Dacă are o șoarece, se împerechează cu șoricea ca lui. În 15 zile nu mai are relații cu ea. A terminat. Dar dacă aduce altă șoricioaică, are relații. De curând e un caz, a scăpat un șoarece într-un hamster, într-o colibie, într-o cușcă cu 25 de lei. Și toată noaptea, pe toate le-a fecundat și a doua zi a căzut două zile adormită. A căzut aleșinat, deci nu mai interesă. În Australia este un exemplu, este o specie de șoarece ca în două săptămâni de zile nu face decât să fecundeze și pe care moare. Deci atât de mult se epuizează că moare. Și se arată că favorizează că el nu mai concurează cu ei.
Deci, la animal, instinctul ce spune, după ce se produce fecundarea, nu mai are treabă. Omul nu funcționează așa. Omul nu este dependent total de instinct. Deci, iar, după cum spune chestia aia, că crede că oamenii care nu au relații sexuale se sinucid. Nu se existe. Și am spus, nu există niciun om care, dacă nu a avut orgasm, s-a sinucis. Dar există oameni care s-au sinucis pentru că nu au împărtășit dragostea. Deci, problema fundamentală este că la om altceva primează. Și aceea este dragostea. Și acest lucru constată noile cercetări în domeniul neuropsihologiei și în neurobiologiei. Adică, afectivitatea este cea care salvează relația. În sensul că, dacă ar fi numai după instinct, după o relație 2, 3, 5, individul n-ar mai fi motivat în raport cu perechea respectivă. Ci ar trebui să-și caute altă pereche. Efectul Coolidge. Ați căutat altă pereche. Dar omul nu funcționează așa, pentru că intervine afectivitatea. Unul, că afectivitatea contrabalansează și ridică nivelul de dopamină, adică ridică interesul. În ce sens? În sensul în care afectivitatea produce oxitocină. Este un hormon numit hormonul iubirii sau atașamentului. Apare și la animale, într-o anumită măsură. Dar animale apare din instinct. La om nu apare din instinct. La o relație sexuală normală apare într-o anumită cantitate. Însă dacă nu este afecțiune, e foarte mică cantitate, insuficient. Cu cât e mai mare afecțiunea, crește mai mult oxitocina. Oxitocina nu apare numai în relațiile sexuale. Nu se mai ține în brațe copilul sau cu soțul sau soția, privesc... Se introduce. Privesc poza unui soțul sau partenerului, crește nivelul de oxitocină. Orice act de altruism în lumea noastră crește nivelul de oxitocină. Deci oxitocina este un hormon care mediază relațiile acestea umane de afecțiuni. Și fără afecțiune, cea mai mare criză, mă gândeam mai devreme, domnul profesor Bădescu, și mă gândeam la lucru, cea mai mare criză a zilei a omului zilei noastre este lipsa de afectivitate. De aceea și tinerii sunt prizonieri pornografiei. Pentru că noi trăim într-o societate în care dăm atenție foarte mult televizorului, modei, lucrurilor care sunt vizibile și exterioare și nu mai dăm atenție lucrurilor fundamentale care până ne pot face fericiți și nu pot aduce liniște și pacea este relația de familie, relația cu cei dragi. Oamenii n-au parte, sunt singuri. Când spunea cineva un doctor zilele astea, Virgil, nu se vindecăm oameni de pornografie până nu vindecăm de singurătate. Oamenii sunt singuri. Și pentru că sunt singuri, ajung să... Sunt singuri pentru că s-au închis într-un egoism și am închis întreaga medie în egoism și pentru că s-a separat și astfel arată societatea astăzi. Și nu mai găsești pe cineva să-l asculti. Un prieten a plecat în Portugalia și a gândit acolo unul de tine, unul dintre ei portughezi, s-a oferit să-i dea 100 de euro, numai să stea să-l asculte o oră. Ai să dau 100 de euro, dar trebuie să mă ascult o oră. Și stai să mă gândesc cum adică eu mai dau 100 de ascult o oră și să-i zice, da, pentru că nu are ce să mă asculte. Asta este problema societății omului contemporan, omul care este lucrat la mass media. Ei bine, în ceea ce privește oxitocina, vă spun doar două, trei lucruri despre ea. E un hormon minunat, un lucru minunat. Rănile se vindecă mai repede, durerea se resimțită mai slab, crește nivelul de încredere în oameni, crește generozitatea, crește capacitatea de rezistență în fața stresului. De aceea mama, când naște copilul, se varsă o mare cantitate de oxitocină și la fiecare alăptare crește nivelul de oxitocină în organismul mamei. Chiar și am spus asta în carte. Dar e un lucru extraordinar să vedeți pe grafic și mai cu seama la femeia care naște natural. La nașterea prin cezariană este diminuat nivelul de oxitocină. Și asta ce oferă? O rezistență mare la stres. Copilul urlă zile întregi, poate să țipe în fiecare noapte și mama rezistă. Dar și tatăl rezistă, că și la tată din dragostea pe care are pentru copil și pentru soție, crește nivelul de oxitocină și scade nivelul de cortisol, rezistă la stres. Deci oxitocina ar putea să salveze omul, am dat în carte, sunt vreo 15 locuri, 15 calități pe care le aduce, mi-am amintesc acum pe loc, oxitocina și sunt pe studii, fiecare este documentat. Și la bolile cronice, în cancer, deci oxitocina este un... Se fac deja, se folosește, se dă oxitocină pentru blocarea creșterii tumorale. Așa cum prolactina, pe care îi duce orgasmul, este cancerigenă și se știe că e cancerigenă. Procent cancer, sunt cancer de prostată, dar și alte formații tumorale, oxitocina este contrabalansată. De vedeți, marea înșelare pe care a mers lumea și merge de 60 de ani, toată această revoluție sexuală, care crede că a afectat mai mult omenirea decât revoluția comunistă, iată că așa să suferim și să suferă lumea până la sfârșit. Degeaba vorbim de aici, atâta timp când mass media promovează pentru că îi convine o teorie falsă. Toată povestea cu orgasm este absolut sinucigașă.
Oamenii nu-și dau seama că nu asta îi salvează și săracii intră într-o vrie, încep cu perversiunile care le promovează întreaga mass media și ajung să nu mai poată să facă nimic, ajung cu depresii majore, ajung în pragul suciderii. Știți că în România depresia este o problemă foarte mare, foarte gravă. Ne aflăm în eșalonul fruntaș, un trist record, avem 15% din populație cu depresie, 20% din populație cu depresie. Deci suferință care se face depresie. Dar gândiți-vă că între 30 și 40% spuneau, era o declarație la spitalul, cred că la Oblicea, acum vreo două săptămâni, dintre tinerii români, au tentativă de sinucidere. Și am lucrat cu sinucigași. La majoritatea se întâlnește această problemă a sexualității. La majoritatea, să știți. Deci omul, în momentul în care pleacă pe acest traseu, care nu duce la viață, din punct de vedere neurologic, din punct de vedere sufletesc, se începe să deterioreze. Și la un moment dat nu mai are scăpare. Este și vorbesc, în ultima perioadă mi-a dat Dumnezeu să mă întâlnesc cu o mulțime de oameni cu probleme de tipul acesta. Și cu un an, cu doi de depresie, cu gânduri de sinucidere. Și au plecat de la niște modele mediatice, de la modă. Au plecat de la o modă sexuală și au ajuns că nu mai poate vedea unul. Toate perversiunile nu produc suficientă prolactină. Prolactina este hormonul care dă sațietate sexuală. Adică ea când crește, omul se satură și nu mai trebuie. De 4 ori mai mare este prolactina într-o relație normală decât la orice perversiune și inclusiv masturbare. Asta ce înseamnă? Înseamnă că individul nu se satură, nu-i dă sățietate, din potrivă și rămâne excitat. Rămâne niște nivele excitate. Și atunci asta generează irascibilitate, generează tensiuni, probleme nervoase, care se acutizează de ce? Că el va repeta actul pentru a ajunge la rezultatul pe care dorește. Și îl va repeta până când se duce de râpă, căci repetiția aceasta creează și niște obișnuințe la nivel mental, că îl duce la deviații și așa mai departe. Tot ceea ce ține de sexualitate, ca un probabil rău în lume, te prinde în niște cercuri vicioase, în sexualitatea aceasta vicioasă, te prinde între cercuri vicioase. Cu cât faci mai mult nădăjduie să scapi, să eliberezi, ești și mai tare prins până când ajungi la capăt. Și te gândești că nu mai rămâne decât să te sinucizi. Practic, aici duce revoluția sexuală, duce la distrugerea, la surparea omului în interior. Se pot vorbi foarte multe despre pe marginea acestei teme. Lăsăm puțin spațiu și întrebărilor care vor fi puse din sală, vor fi întrebate persoane care se vor plimba într-un rândul. Dacă doriți să știți mai mult referitor la invitații pe care avem, vă rugăm să scrieți pe bilețele și vor fi aduse în față. Mulțumesc! Memoriu privind modificarea legii pornografiei în spiritul respectării Constituției României. Potrivit ultimilor studii și cercetări desfășurate pe parcursul ultimilor decenii, vă aducem la cunoștință faptul că liberalizarea propagandei pornografiei constituie unul dintre cele mai grave atentate la adresa securității naționale, educației, sănătății, siguranței și vieții poporului român. Pornografia conduce la disoluția familiei, contribuie la scăderea demografică și încalcă flagrant drepturile și libertățile persoanei garantate de Constituția României, care, în articolul 1.5, statuează: în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Desigur, există o lege a pornografiei, dar din cauza sancțiunilor mici sau inexistente pe care le propune, încălcarea ei este ineficientă și nu este aplicată de organele de drept. În România, contrar reglementărilor din multe țări civilizate, în care cultura, tradițiile, religia și viața poporului sunt respectate și apărate, revistele pornografice abundă în chioșcurile fiecărui colț de stradă. Mesajul pornografic fiind prezent chiar și în cotidienele de mare tiraj, situație poate unică în lume. Afișe cu conținut pornografic tapetează spațiul public, iar site-urile concurează parcă în ar posta cât mai multă pornografie. Trebuie să precizăm faptul că, din punct de vedere etimologic, psihologic și neurologic,
Pornografia constituie orice eschibare a părților intime ale trupului uman, care incită dorința și produce excitație sexuală. Având în vedere acestea, vă solicităm modificarea legii pornografiei, astfel încât să se asigure respectarea Constituției României și a valorilor pe care acestea le susține. Căci așa cum s-a arătat în nota de fundamentare, liberalizarea pornografiei încalcă următoarele articole ale Constituției. Prin subminarea vieții de familie, liberalizarea pornografiei încalcă articolul 26 aliniatul 1, autoritățile publice respectă și protej viața intimă, familială și privată. Prin atentatul la sănătatea publică, liberalizarea pornografiei încalcă articolul 34 aliniatul 1. Dreptul la ocrotire a sănătății este garantat. Și aliniatul 2, statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Prin subminarea procesului educativ și a drepturilor părinților în educația copiilor, liberalizarea pornografiei încalcă articolul 29 aliniatul 6. Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori în a căror răspundere le revine și articolul 48 aliniatul 1, precum și articolul 49 aliniatul 1, copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor. Prin creșterea violurilor și a infracționalității conform studiilor cu procente cuprinse între 250 și 500%, liberalizarea pornografiei încalcă articolul 23 aliniatul 1 prin vicierea simbolică a mediului înconjurător, a canalelor de informare în masă, presa scrisă și audiovizuală. Liberalizarea pornografiei încalcă articolul 31 aliniatul 1. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Și aliniatul 3, dreptul la informație nu trebuie să prejudiceze măsurile de protecție a tinerilor și securitatea națională. Precum și articolul 33 aliniatul 1, accesul la cultură este garantat în condițiile legii și aliniatul 2, libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și a accede la valorile culturii naționale și internaționale nu poate fi îngândită. Prin subminarea libertății de gândire și de conștiință și inducerea deviațiilor psihice și comportamentale, precum și prin degradarea imaginii femeii în societate și a demnității bărbatului, liberalizarea pornografiei încalcă mai multe articole, nu o să le mai trecem pe toate în revistă. Prin scăderea demografică pe care o presupune, liberalizarea pornografiei se poate circumscrie elementelor constitutive ale infracțiunii de genocid, prevăzut de articolul 438 din Codul Penal al României. România trece printr-o puternică criză economică și ni se spune că nu sunt bani pentru salarii sau pensii. Se pot însă găsi suficienți bani pentru susținerea cheltuielilor pe care le reclamă efectele dezastroase produse de pornografie în societatea românească. Cheltuieli pentru asigurarea asistența medicală a celor care s-au îmbolnăvit în urma efectelor pornografiei, cheltuieli pentru creșterea siguranței cetățenilor în contextul escaladării violenței în cadrul privat și public. Cheltuieli pentru prevenirea și combaterea infracțiunii juvenile și a infracțiunii în general. Își poate permite România să asiste la disoluția familiei atâta timp cât aceasta constituie instituția fundamentală a statului, iar stabilitatea acesteia asigură, conform unui mare număr de studii empirice, rezultate individuale și sociale dezirabile? Cui oare servește liberalizarea pornografiei în România? De ce nu s-ar liberaliza și drogurile? Aici sunt ușor liberalizate. Căci, conform tuturor studiilor, pornografia acționează asupra acelorași mecanisme neuronale, precum și drogurile. Dând dependență tot atât de repede. Ce oare ar mai rămâne pe urmă ca să fie liberalizat pentru a ne asigura de disoluția completă a statului român? Având în vedere efectele pe care pornografia le are asupra poporului român, în ansamblul său și
a instituțiilor sale fundamentale, considerăm că toți cei care, împotriva acestor evidențe, susțin liberalizarea pornografiei în România, se înscriu cu voie sau fără voie într-o acțiune de subminare a statului român. Vă rugăm așadar să modificați cât mai curând legea pornografiei, astfel încât ea, ca cetățeni români, să ne fie respectate drepturile consfințite prin Constituție, aceasta atâta timp cât România se mai constituie într-un stat de drept. Sunt mai multe organizații, 35 de organizații care au semnat acest apel. Și acum o să facem o scurtă selecție. Deci este o întrebare, poate domnii doctori o să ne răspundă. Domnul doctor Pavel Curilă poate răspunde la aceasta. Cum să ajutăm astfel de persoane care sunt dependente de pornografie? Sunt întrebări din sală. Metoda vindecării spirituale este cea mai sigură, după părerea mea. Apeleze la un duhovnic, la un medic creștin, la un psiholog creștin. Din păcate, psihologia astăzi, așa cel puțin cum o vede Mitropolitul Hieroteos Vlahos în tratatele lui, și e un om autorizat să vorbească pe acest domeniu, dânsul spune că psihologia, așa cum a fost construită în ultimele 200 de ani, a scos cei mai mulți oameni din biserică. Pentru că Dumnezeu este exclus total din actul terapeutic. Ori în conceptul de medicină creștină, actul terapeutic este un act eclezial. Și trebuie apelat la biserică. Biserica poate să vindece cel mai ușor pe un astfel domn, mai cu seamă că este și o problemă de intimitate, de pudoare, de multe rețineri în a-și afirma patologia, așa indemn. Am avut la cabinet pacienți care au venit pentru astfel de motive, inclusiv pentru dependența de perversiuni sexuale, nu s-au vindecat prin diazepam sau prin medicamente, s-au vindecat într-un efort combinat al duhovnicului și al medicului. Este și un apel din sală, un strigăt de neputință. Consum pornografie și mă masturbez de peste 10 ani. Nu mai pot atât de des ca înainte, căci îmi este tot mai rău. La început, credeam că este sănătos, așa vorbește toată lumea, am înțeles că îmi distruge și trupul și sufletul acest obicei. Am fost la psihiatru și nu am rezolvat nimic. Vă rog să-mi spuneți cum aș putea elibera de acest obicei, de acest demon care mă stăpânește. Cred că, în primul rând, faptul că conștientizează că este un demon care îl stăpânește, asta e deja. Capcana asta depresiei. Deci cred că trebuie să lupte și cu depresia și încă te dau câteva răspunsuri privind modalitatea în care te poți lupta cu depresia, nu neapărat medicamentos. Dacă sunt gândul de sinucidere să ajung până acolo, ar trebui să se ia și medicamente pe un termen scurt. Dacă nu s-a ajuns până acolo, o alimentație favorizează și reface organismul, nu se cu siguranță. Din cât am văzut în cercetări, trebuie neapărat să întrerupă obiceiul, pentru că se mai epuiza pe totul. Și necazul este că masturbarea pe fondul imageriei pornografice consolidează relația între individ, între mintea individului și acea monstruozitate. Și astfel se deschid căile de viață sexuală, adică individul este blocat pe acea imagine sau pe acel set de imagini pentru a se ieșita și nu poate. Gândirea obsesivă devine, îl marchează pe toată viața sa cotidiană. Nu este ușor și nici nu e deprimit cu lucrul acesta, de aceea bine este să nu ajungem până acolo.
și cum e pornografia. Cineva mă întreba aici, nu știu să mai pun dacă când am scris cartea am văzut filme pornografice. Eu nu văd filme deloc de nicio natură de 12 ani de zile, deci nu mă uit la televizor și în genere. Și iar când studiam, o făceam pe studii, nu pe filme. Dacă făceam și vedeam filme, n-aș mai fi scris cartea asta. Pentru că nu mai are putere mintea să se detașeze. La modul sincer, am văzut ceva 10-15 de pornografie când eram student în facultatea de fizică, că mine au pus la un moment dat într-o cameră de băieți, dar mi s-a părut ochii să scârboați și am plecat. Și pe urmă, așa, am avut Dumnezeu după Revoluție să fiu prins cu totul alte lucruri și n-am mai văzut. Și acum constatând ce face pornografia, n-am văzut pentru că am fost eu foarte virtuos și n-am avut conjunctură, n-am avut timp să o fac. Sunt și oameni care au timp. Eu chiar n-am avut timp să stau să mă uit la calcul, dar sunt convins că dacă mă uitam, nu mai aveam putere să scriu aceste lucruri, pentru că trebuie mintea cumva să fie liniștită ca să poți să te detașezi și cercetarea nu are nimic cu imaginea respectivă. Adică nu dai pe... Dacă aș fi căutat pe imagini, aș fi nebunit. N-am fi trebuit să fac calculator și mă feresc foarte mult. Deci, da. Știți că interesant ar fi de discutat o problemă care trebuie până la urmă lărgită puțin. Până la urmă se pune problema, ce să facă cu viața lui, nu? Este ușor de zis să se roage, dar ceea ce este foarte util, foarte necesar, dar eu cred că e nevoie de discutat despre stilul de viață. Ce stil de viață trebuie să avem noi doi, dumneavoastră, eu, și ce face parte, ce determină acest stil de viață? Dacă mergeți la medic, se spune, să mă numărunci cât are dumneavoastră, aveți un capitol de alimentație acolo. Ei bine, pe lângă asta, stilul de viață presupune și credința, de care vorbea domnul profesor Chirilă, dar presupune și alte lucruri. De exemplu, eu vă dau un exemplu foarte simplu, sportul. Exercițiul fizic este unul dintre cele mai bune remedii pentru echilibrarea sistemului nervos. Să vedeți dumneavoastră, dacă vă documentați puțin, care sunt efectele, cât de multe sunt efectele pozitive ale exercițiului fizic. Sigur că nu e numai asta, până la urmă se pune problema, care e sensul vieții mele, sensul vieții noastre? Și deci se pune problema unui stil de viață. Și eu cred că factorul patogen cel mai răspândit în zilele noastre este stilul de viață. Pentru că altfel nu vă puteți dumneavoastră explica cum când medicina a ajuns la un apogeu greu de imaginat acum 20 de ani, acum 20 de ani, totuși starea de sănătate oamenilor este mai rea, cu mult mai rea decât acum 20 de ani. Atât la tine, cât și la bătrân. Pot să vă dau date statistice foarte numeroase. Aproape nu există om peste 60 de ani să nu aibă 3, 4, 5 boli. Și atunci problema se pune, ce? Dacă asta avem la dispoziție, o ducem mai bine, avem calorifer, avem medicină bună, de ce suntem mai bolnavi? Pentru că stilul de viață este foarte, foarte defectuos. Chiar dacă avem posibilitatea să mâncăm mai bine, nu mâncăm mai bine. Chiar dacă avem posibilitatea să facem mișcare, nu facem mișcare. Să știți că cu cât crește automobilul, cu atât și pornografia și perversiunile vor crește. Pentru că, repet, pare de necrezut ce important este stilul de viață, sportul, gândirea, mișcarea, aerul. Stând toată ziua la televizor sau pe internet cu filme pornografice, spuneți-mi asta ce stil de viață e. Unde poate să ducă acest stil de viață decât la ceea ce duce? Deci trebuie copilul, tânărul, obișnuit să iasă în natură, să se bucure de lume, pentru că totuși viața e o bucurie, nu este o tristețe ca să începem să plângem toată ziua. Noi trebuie să ne bucurăm de viață într-un mod frumos, creștinesc, optimist și insist pe stilul de viață, din care face parte, spre exemplu, dacă nu se rezolvă, și o psihoterapie cognitivă, și o psihoterapie ortodoxă, trebuie să-și înțeleagă. Ca să ajungă, chiar să ajungă la duhovnic, eu trebuie să înțeleagă ce are de făcut și că asta ar fi bine de făcut.
Eu insist pe stil de viață, pe moral, pe înțelepciune. Dacă 80% din creierul meu sunt atât de geamă, dacă nu gândește pe el, e ca și banii care e în bancă. Hagi Tudos. Noi suntem un fel de Hagi Tudos. Murim cu banii sub pat, referitor la creier. Mă scuzați. Este și o întrebare către dumneavoastră. Domnule parlamentar, sunteți dispus să faceți ceva concret pentru a face ca vocea societății civile să fie auzită în Parlament în legătură cu subiectul dispărut? Nu mai am de ales acum că am devenit factorul, vectorul care va trebui să lupte în Parlament și să încercăm să-i convingem pe colegii noștri, s-ar putea ca drumul nostru să nu fie foarte complicat, cu o singură condiție. Cei care sunt o industrie, cu adevărat o industrie, să nu fie apucat să dea banii. Dar am să vă spun că actul normativ, lupta noastră în afară de memoriu și de convingerea pe care trebuie să o ducem la nivelul membrilor celor două comisii care sunt în raport, am să vă spun că în actul normativ noi va trebui, de pe acum, să facem câteva amendamente punctual pe textul legii care este deja construită pentru a promova pornografia și nu a o diminua. Și am să vă dau două exemple. În lege se spune și se enumeră care, dar în mod limitativ, care sunt acele domenii care promovează și pentru care ar trebui să intervenim în a le elimina. Și să spune, deci, prin această, ce vreau să vă spun concret, că noi trebuie să amendăm și am să vă spun, să vă dau aceste trei exemple. Enumerarea limitativă a tipurilor de materiale care pot avea caracter pornografic nu este recomandabilă. De ce? Exclude aplicarea prevederilor legii în cazul altor forme de exprimare. Și vă dau aici exemplul foarte cunoscut tuturor consumatorilor de etnobotanice. S-a făcut o listă limitativă și bineînțeles că au apărut alte, s-au schimbat doar câteva elemente chimice și au apărut alte produse. În Polonia au ajuns la 2000 de astfel de produse. Deci, iată un prim amendament. Dar care ce ne demonstrează? Că deja legea este făcută ca să promoveze. Mai departe sunt menționate site-urile destinate exclusiv distribuirii de materiale pornografice. Păi dumneavoastră știți foarte bine, sunt foarte multe site-uri care au nicio treabă cu materiale pornografice și când le deschideți, aveți un material pornografic. Ori aici se adresează numai site-urile exclusiv pentru materiale pornografice. Vedeți cât de abil este construită legea pentru a promova pornografia? De asemenea, se prevede o taxă pe minut de utilizare care poate fi stabilită fie de realizatorul site-ului, fie de administratorul acesta. Deci eu introduc o taxă, păi când introduc taxă, ce urmăresc? Să multiplic fenomenul, ca să-l pot taxa și să pot să am încasări mai mari. Deci, și v-am dat doar trei exemple. Ce înseamnă acest lucru? Că cineva foarte abil, noroc că dumneavoastră ați sesizat, eu am fost obligat să citesc cu foarte mare atenție proiectul și am sesizat 5 elemente care mie mi-au demonstrat că promovează pornografia, actul normativ și nu-l diminuează. Și dacă ajungem la un caz ca cel care a fost puțin mai înainte prezentat și îl felicit că a avut curajul să ridice această problemă și să primească iată niște sfaturi autorizate, eu aș vrea să completez că, pe de o parte, misiunea noastră este să oprim fenomenul și asta este o misiune la nivel legislativ, iată, și nu e o misiune ușoară, v-am demonstrat de ce. În al doilea rând, e o luptă individuală. Dumneavoastră deja sunteți în situația în care patima v-a copleșit. Și efortul personal nu mai poate să învingă această patimă. Deci sunteți, dacă vreți, în termeni creștini, într-o luptă directă cu diavolul, care acum se joacă cu dumneavoastră, pentru că v-a lăsat să gustați din această plăcere vicioasă, care acum vă domină corpul. Ori în acest moment, eu simt că ar trebui
să aveți un duhovnic, să-l căutați foarte repede, să vă spovediți și să vă împărtășiți. Pentru că este momentul de la care dumneavoastră nu mai puteți și o să vedeți miracolul lui Dumnezeu. Atunci când vă adresați cu toată ființa la Dumnezeu și cu toată credința. Dacă veți avea credință, știți vestitul citat, cât un bob de muștar și vei spune multe acelea multe, se va muta. Adică trebuie să crezi cu toată ființa ta că te poți vindeca. Și se va întâmpla acest lucru. Dar ce trebuie să aveți în minte? Că acest corp este într-o interdependență, că asta nu să vă spun legat de interdependența, de complexitatea infinită a interdependenței în lumea noastră, așa, acest univers al corpului nostru este de asemenea într-o interdependență totală. Dumneavoastră când gândiți, gândiți cu tot corpul și El vă comandă, e întregul care face parte în fiecare element al ființei noastre și fiecare element care se regăsește în întreg. Și ca atare sunteți compleșiți. Eu simt că vă trebuie, în primul rând, acest tip de apel către Dumnezeu, după care să, prin ajutorul lui Dumnezeu, să acceptați că trebuie să vă schimbați în totalitate stilul de viață. Și ce spunea domnul academician? Să acceptați sportul, sper că mai sunteți la o vârstă la care sportul nu reprezintă o problemă, ca prin aceasta să se producă acel tip de schimbare în corp de care aveți nevoie și ușor, ușor să redobândiți libertatea de a decide asupra propriului tu. Creșterea a fost de 250% în decurs că, într-o scurtă vreme, a criminalității, mai cu seama violurilor. În Hawaii, mi se pare, sau în altă țară, a fost legalizată pornografia, după care interzisă. Iar legalizată, iar interzisă. Și observau cercetătorii că apăreau un grafic. Când era legalizată, creștea violența sexuală și criminalitatea, când era interzis, scădea. Și așa a mers. Să zicem, o dovadă că există o relație de directă proporționalitate între legalizarea pornografiei și toate infracțiunile. De exemplu, Statele Unite, în zone unde se deschide un centru de promovare a sexualității sub orice formă, crește până la 500% infracționalitatea. Deci oamenii se mută de acolo și schimbă locuințele. Deci, cu adevărat, pornografia este un cel mai important factor de disoluție, de pericol social, de creșterea infracționalității. Eu personal nu cred că există un efect benefic al pornografiei. Cel care crede treaba asta și încearcă, în câțiva ani de zile sunt de-a dreptate. Pentru că în timp se distruge creierul, nu există și nu că se distruge creierul, imaginile care intră vor conduce la o permanentă incitare a dorinței sexuale. Omul nu e făcut să trăiască ca să alerge tot timpul pe lucrul acesta. Este extrem de dificil ca să lași liber, deși este o practică curentă. Sunt foarte mulți copii cu calculator conectat la internet în camerele lor, care nu pot fi cercetați, nu știu exact ce fac în timpul în care tu nu ești alături de ei. Personal, eu am limitat drastic. Calculatorul este în sufragerie, am limitat în timpul săptămânii, practic. Nu mai au voie să n-au voie să stea la internet, decât dacă au temele la școală care ar putea unde ar putea să-i ajute internetul. Însă să le dai libertatea alegerii de la vârste atât de fragede, mai ales într-un moment în care, v-am spus, pornografia este la un singur click, distanță de acel copil. Deci, sigur că e foarte greu să se retragă din acest iureș, pentru că dacă nu o să facă acasă, o să facă la un prieten unde se duce să se joace pe calculator. Sau găsesc motive. Sigur, iar important, părerea mea, este să recreeze acest discernământ și capacitatea de a alege ei între bine și rău, însă asta o pot face numai cei din jurul copiilor, adică părinții și, dacă au duhovnici, copiii respectivi, ar fi ideal. Dar pedagogia biblică nu vorbește despre
vreun beneficiu al libertății absolute, pentru că în rai existau interdicții. Se spunea, asta nu. Dacă în rai existau interdicții, nu putem merge pe ideea că un copil... Știți prea bine povestea acelui ucenic care l-a întrebat pe duhovnicul lui, Părinte, dacă tot îmi spui în fiecare zi că Dumnezeu este atotputernic, poate El să facă o stâncă atât de mare încât nici El să nu poată ridica? Și bătrânul îi răspunde, da, Dumnezeu a și făcut această stâncă. Este libertatea omului. L-a făcut atât de liber, într-o culme a libertății, încât este liber să-și conteste chiar și propriul Creator. Dar asta nu înseamnă că în pedagogia noastră cu copiii, și există destule tratate de pedagogie biblică, niciunul nu spune că trebuie să lăsăm copilul liber așa cum întreabă Domnul din sală, ce ne facem cu libertatea copiilor. Nu ne facem nimic, o limităm, ca în rai. Dar mi se pare problema pusă absurd, adică din moment ce deci adultul nu are libertate în fața mesajului pornografic și v-am explicat de ce, cum poate copilul să hotărească când el nu are discernământ? De ce nu lăsăm pe copil să joace cu chibriturile în casă? De ce mai facem o grăditură la balcon și spunem că poate să aibă libertatea să facă un pas în plus și să se arunce? E absurd, copilul nu are discernământ. Nu se pune problema de libertate decât atunci când ai discernământ, adică poți alege cu mintea ta, dacă nu ai discernământ, cum să alegi? Sunt două bilete pe care o să le citesc unul după celălalt, pentru că practic spun același lucru. Sunt mama a trei copii, totul a mers bine până acum câțiva ani, când soțul meu a început să consume pornografie pe internet. Eu am descoperit abia mai târziu, nu puteam explica schimbarea comportamentului său, irascibilitatea și parcă dușmania pe care mi-a arătat la o vreme. Nici cu copiii nu se poartă cum ar trebui. Se izolează în camera lui și stă cu ochii pe porferile alea. Eu mă tulbur și mă duc să-i spun, dar mă repede și îmi zice că sunt demodată, că altfel gândește lumea astăzi. Nu știu ce să fac, domnule doctor, cum să procedez, că mi-e teamă că îmi vor rămâne copiii fără tată. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă ajute. Și alta, eu și prietena mea am început să consumăm pornografie de mai multă vreme. Credeam că aceasta ne ajută pentru a ne dezvolta dorința sexuală. Însă am constatat că mă atrage din ce în ce mai puțin. Adică nu mai pot avea relații sexuale normale. Eu nu mai pot. Ne și certăm tot timpul. Ea este extrem de nervoasă. Credeți că din cauza vizionării de pornografie? Se produce transformări la nivelul creierului, tocmai din cauza acestei modificări a neurotransmițătorilor și dau stare de nervozitate. În prima fază, stare de nervozitate, irascibilitate, dureri și de aceea ei nu se mai înțeleg. În cazul este că scăparea de multe ori lucrează tot în relația sexuală. Dacă vedeți că consumul de pornografie nu duce deviații, deci nici relația sexuală nu pot avea normală. Așa se întâmplă în majoritatea cazurilor. De aceea aveam un prieten care la un spital în București, îmi spunea că apar foarte mulți tineri la 25-30 de ani impotenți. Foarte mulți tineri, cei mai mulți tineri impotenți la 20 de ce? Din cauza pornografiei, masturbării și alcoolului, care distruge efectiv organismul și îi externează în prima fază și totul la urmă îi vede rămân în organismul, deci nu mai răspund normal. În cazul este că dacă ei nu se înceteze consumul de pornografie, nu se poate vindeca. Dacă nu se înceteze relațiile sexuale, na, cum se manifestă pentru o vreme, iar nu se poate vindeca pentru că întrețin flacăra aceasta a patologiei. Încă un strigăt. Am început acum 8 ani să am relații sexuale cu actualul meu soț. Și eu și el vizionam frecvent pornografie. În primii ani am practicat sexul oral. Vreți să-mi păstrez fecioria până la căsătorie. Credeam că este ceva sănătos. Însă nici după căsătorie nu ne-am oprit. Soțul meu nu mai vrea să avem sex normal și nici eu nu mai simt nevoie. A început să-mi fie tot mai rău, am făcut depresie și mă simt vinovată.
Mi-e rușine și scârbă de mine, însă mi-e teamă să renunț la aceasta, la pornografie. M-am tratat cu antidepresive, căci adesea am gânduri de sinucidere. Ce mă sfătuiți să fac? Din păcate, nu este un caz singular. Pentru că în școli și în general, prin modă, majoritatea revistelor de modă promovează lucrul acesta și, cum am spus, produce foarte repede deviații. Deci, în mod cert, persoane suferă de deviație, de viață sexuală. Deviația sexuală se poate produce în 6 luni de zile de consum de pornografie. Deci, vă dați seama, în 6 luni de zile se schimbă creierul și percepția individului aproape complet. Deși suferă și de seama că e anormal, nu se pot lăsa. În primul rând trebuie să se elibereze de pornografie și trebuie să înceteze perversiunile, pentru că atât când le practică, nu o să aibă putere să schimbe nimic în viață. Practic, trebuie o înțelegere. Bărbatul suferă, va suferi pe termen lung mai mult. Femeia suferă până fază de depresie. Se pare că perversiunile afectează grav psihicul femeii. La majoritatea începe să instaleze depresia, pe care încep să o tratează după un an, doi de zile și constată că nu poate să iasă din. Și în cele din urmă divorțează, rămân singur și cu problema cum să-și refacă viața, însă în contextul acesta nu se poate. De păcate, noi nu avem în liceele din România modele de viață sănătoasă, adică viciul este cel care domine, cel care se impune. Dacă într-o școală, într-un liceu românesc, am umblat în țară și am mai vorbit la diverse locuri și de cazul este că se plâng tinerii că ei, dacă își afirmă curățenia, virtutea, fecioria, sunt bajocoriți de ceilalți. Nu au curajul să spună că nu se pot opune, pentru că întreaga modă, întreaga mass media este partea celorlalți. Și foarte greu să te opui curentului general. Problema este că e ușor să condamnăm chiar clasa politică că noi nu facem nimic. Problema este că noi nu facem nimic, nici cei care sunt, să zic, în biserică, nici cei care sunt bine intenționați. Demersul foarte puține sunt doar 3, 4, 5, din câte cunosc la nivel de Românie, profesori care umblă din școală în școală și încearcă să facă, să promoveze un stil de viață, cum spunea domnul doctor, un stil de viață sănătos. Pentru că aceste copii hrăniți sau educați prin televiziune nu au o altă perspectivă. Și ei încep într-o astfel de condiție, relația cu un om, au un viciu în cap, un virus, cum că așa este bine și se țină fecioria și la un moment dat se strică creierul. Deci se strică creierul, se strică organismul. Ce faci cu omul respectiv? Deci am primit semnale de la părinți disperați cu copii de 12 ani, cu băieți care nu mai sunt normali și nu pot să-i vindece. A lăsat acasă cu internetul și ei mergeau la servici, oameni credincioși, nu știa ce face băiatul. Azi așa, mâine așa, până când a descoperit că deja are probleme mentale grave. Deci situație foarte mai gravă decât ne putem imagina. Eu umblând prin țară, am rămas uimit la început, vorbeam cu foarte mare reținere despre lucrurile acestea, pentru că nu este un lucru plăcut să povestești despre așa ceva. Dar eu am spus fetele de clasa 9-10 că ceea ce spunem noi este lucruri mici față de ce aud ele de la băieți. Deci, bajocura sau limbajul și practicile sexuale au atins sau depășit orice limite. Din cauza faptului, noi părinții nu-i interesează și suntem în școli. Părinții nu se duc să ia decât pe director sau pe profesor. Domnule, nu se poate ca WC-urile să fie transformate în bordel. Asta este. WC-urile școlilor din România sunt, în parte, sunt bordel. Mai dar bordelul, că acolo mai au relații normale, aceste toate perversiunile se fac. Și ajung să-l duci copilul la școală și sunt de generale acolo. Deci eu cred că numai la nivelul acesta ar trebui propus ministerului sau școlilor ca pe perioada orelor să fie închise WC-urile. Deci să fie cel care este asist acolo să se îngrijească, pentru că asta e o problemă. Asta e o problemă gravă. Tu nu știi ce să face copilul la școală. Dar el se strică mintea și dacă acolo începe, așa va continua. E foarte greu să se detașeze de omul. Eu cred că se poate face lucrul acesta. Trebuie doar să punem problema și părinții trebuie să fie responsabili. Părinții trebuie să se ia de gând cu toată lumea, să facă asociații puternice de părinți. Am un prieten care este chirurg, se duce la școală și ia pe toți la întrebări. Băi, nu se poate face așa ceva. Și încet, încet, zic, domnul doctor care e chirurg și se gândesc toți că poate să ajungă pe mântul lui. Nu mai interesează să fie atât de dar nici profesorul nu cred că să vă intenționează, mai că noi trebuie să ne trezim ca societate. Și o să condamnă oamenii politici și eu vă spun sincer, am umblat săptămâna trecută de când am apărut cartea și m-am întâlnit cu o seamă de oameni și în Senat. Ce am constatat? Nu există rea intenție. Există doar indiferență. Sunt atât de bulversați cu milion de
câte legi. Eu când am intrat acolo și am văzut câte legi, m-am gândit cum poate un om să citească atâtea legi, să treacă, să înțeleagă, să pătrece, că ca să poți înțelege cum funcționează o lege, trebuie să, să intri în mecanismul acelei problematici, care e foarte diversă, și să dea o rezoluție pozitivă. Cred că nici nu poate. Și ca atare, legile se produc undeva, nu știu unde, și poate sunt tot de oameni care au probleme multe și nu mai interesează și le iau lucrurile așa cum vin, și merg mai departe. A trecut de o comisie, tot a neschimbat, de comisia juridică, se tot a trecut. Așa cum a intrat legea, așa a ieșit. Nu pentru că ar fi oamenii erau intenționați, încă o dată vă spun. Virgil, iată mea, cum nu știm unde se produc legea? Nu înțeleg. Nu pot să-și spun unde se produc legea. Bine, dar sunt intenții, că vin din alte părți, dar noi ar trebui să le filtrăm, în cazul că noi nu mai avem capacitatea să le procesăm. Noi nu mai suntem capabili să procesăm legile care vin. Și noi care suntem societatea civilă, am spus așa, avem dreptul să mergem în Parlament cu asociații, să ne dăm cu părerea, să strigăm, nu strigă nimeni. Deci eu vă spun și merg și le spun pe tot. Eu nu cred, vă spun sincer, eu nu cred că omul politic în România este cel mai rău. Cred că toți ne complacem într-o stare de fapt și iată, întrebări de genul pornografia poate fi bună și la ce să fie bună. Și de aici vine starea generală. Cred că dacă noi fim anumiți, măcar cei care sunt în țările acestea mici, care se adună, 100-500 de oameni, dacă noi ne-am duce la școală, fiecare părinte s-ar asuma școala în care se află și ar face scandal, în raport cu directoarea, în raport cu ceilalți, cu profesori, eu cred că s-ar întâmpla ceva, plecând la nivelul acesta. Să vadă oamenii că din 100 de participanți au fost atâtea întrebări, atâtea probleme. Pentru că noi spunem, dar e vorba de o copie Xerox. Nu sunt nominalizate. Și de fenomenul real. Eu vă rog să vă supărați, să-mi permiteți, la nou fix trebuie să fiu la o altă întâlnire în altă parte a orașului. Vă mulțumesc, sunt deosebit de onorat și aș vrea să închei optimist. Nu trebuie să disperăm, vă propun chiar să ne revedem în aceeași aură cu misiunea îndeplinită, dar închei cu un citat, mi-am lăsat acum aminte, din Sfântul Apostol Pavel: fiți desăvârșiți, că Tatăl vostru desăvârșit este. Deci avem această șansă să ne salvăm. Mulțumesc! Biserica ne tot spune, lupta cu noi înșine, cu păcătosul din noi, ca să-l spun așa. Ca altă soluție nu prea văd eu. Iar copiii trebuie educați de părinții lor. Să știți că nici neuronii în oglindă nu spun altceva. Nu la școală cu tot felul de formule și filozofii, ci din modelul pe care îl vede. Dacă vede la televizor o fată dezbrăcată care a ieșit, vreți să spuneți că fata mea va trebui să nu facă așa? Ea va face același lucru. Aia a reușit dezbrăcându-se și ea se va dezbrăca. Deci trebuie să creăm modele. În societatea americană trebuie să creeze modele de oameni supli și slabi. În societatea românească, de asemenea, de oameni cinstiți, frumoși, care nu se dezbracă la fiecare colț de stradă și care au promovat într-o activitate creatoare, socială creatoare. Dacă nu creăm astfel de modele, toate discuțiile vor fi inutile cu generația care vine, deoarece prin imitație se învață. Mai întâi acasă și apoi ce vede la școală, ce vede pe stradă. Dacă pe stradă vede asta, degeaba îi spunem noi acasă copilului să facă altfel. Era să-l întreb pe domnul profesor de sociologie ce mai rămâne din sociobiologie. Că până la urmă nu se știe unde, cum și ce e și unde suntem. Wilson când a pus bazele sociobiologiei, avea el oarecare dreptate. Nenorocirea este că s-au pus multe chestiuni și spunea domnul doctor Chirilă, făcea o remarcă. Eu cred că noi suntem într-un decalaj și aici n-am vorbit despre o răspundere difuză. Că nu este eficient. Nu suntem toți vinovați, nu suntem toți răspunzători. Răspunderea este diferențiată.
Fiecare este răspunzător în dreptul lui. Corect. Nu așa difuz. Cel care este în fabrica de lege este răspunzător când ține legea aia, textul de lege în mână. Devine răspunzător pentru legea care este acolo. Cel care este la catedră este răspunzător pentru care sunt în față. Nenorocirea cea mare este că noi, cum spunea domnul doctor, avem nevoie de psihologi creștini, noi avem. De sociologi creștini, medeamnă noi avem. De medici creștini, noi avem. Adică sunt răspundere înăuntru domeniilor acestora, înăuntru profesării acestor domenii. Aici asta este o problemă foarte importantă, fiindcă s-au pus întrebări aici, cum să fac, cum să scap? Aici este, noi trebuie să știm să răspundem la asta, nu putem răspunde, fiindcă atâta vreme cât păstrăm paradigma darwinistă în manual, care ne spune că omul este mai mult, că atunci medicina umană nu e medicina umană, este medicina veterinară, cum spunea Petre Ciuța. Deci, trebuie să înțelegem că construcția acestor, cum s-a spune, terapii, trebuie să plece de la constatarea aceasta absolut cumplită, că patologia este totală. Păi deși terapia trebuie să fie totală. Dar asta răspunde reconstrucție epistemologică a tuturor științelor. Vă să-i răspunderea noastră. În acești termeni putem deveni răspunzători și suntem răspunzători. Albinte, eu nu mă socotesc răspunzător pentru ce se întâmplă în Parlament. Și nici pentru, să spunem așa, momentele publicitare sau pentru momentele electorale și așa mai departe, că se tot vorbește despre responsabilitatea difuză a poporului român. Nu participăm cu toții la aceeași vină. Avem vin împărțit de fiecare. Și sunt, lucrarea aceasta este într-adevăr foarte complicată și este, iată, noi suntem răspunzători pentru ce se întâmplă cu manualele. Păi dar reacționăm la ce se întâmplă cu manualele din școală? N-avem nicio reacție. Domnul doctor spunea, noi ne-am bătut într-o vreme pentru că s-a încercat introducerea acelui program de educație sexuală în școală, care era cumplit. Noi am văzut toate materialele. Și reacțiile, nu vă spunem ce reacții au avut cei de la minister atunci, la vremea aceea. Însă, este o bătălie în termenii aceștia. Așa încât, și eu cred că, fără care trebuie să... Sigur că, dacă reconstruite, că modelele sunt fundamentale. Însă, nenorocirea este că modelele nu pot să ajungă la cel care a intrat în starea de dependență, de mesajele acestea care se transmit, pornografice, el săracul nu e liber. Degeaba spunem că el se află într-o condiție de opțiune. Ce opțiune? Ce alegere este? Pentru că el nu, acolo nu este liber. El, în clipa în care a intrat în exercițiul acesta, se expune pornografiei, el și-a pierdut libertatea. Deci vrem să-l librăm, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nesimțirii împietrite, fiindcă el devine nesimțit. Adică este dependent, nu mai poate, nu mai are propria lui simțire, fantasmele sexuale simt în locul lui și în contul lui. Deci nu e liber. Cum să ne imaginăm că dacă lăsăm copilul în fața pornografiei, îi cultivăm libera alegere, adică libertatea, nu libera alegere, libertatea și nici libera alegere, pentru că el în clipa aia își pierde libertatea. Suntem liberi în raportul cu Dumnezeu. Nu în momentul în care alegem pornografia, ne-am pierdut libertatea. Atunci putem spune, da, lumea, hai să lăsăm copiii să-și piardă libertatea. Ca să confirmăm, principiul libertății este un paradox. Vedeți? Și atunci, într-adevăr, este mult de lucru, este de făcut și această intervenție în comisie. Mie, eu am fost foarte bucuros de prezența domnului deputat aici. Mie se pare că este unul dintre parlamentarii creștini. Dar este o mare problemă. Câți parlamentari creștini sunt? A pus-o domnul doctor, întrebarea aceasta. Deci, sunt fără îndoială probleme multiple. Iată că această dezbatere, într-un fel, și-a atins ținta, fiindcă eu am fost oarecum sceptic. Cum am zis, ne tot întâlnim, discutăm, este între noi. Dar este un prag pus, este o treaptă pusă aici, în momentul acesta, și cred că, într-adevăr, dacă vom atașa aceste alarme, strigăte de alarmă care sunt formulate aici, la memoriul respectiv, și dacă ne vom mobiliza și vom căuta și alte forme
de acțiune, așa cum s-a întâmplat acest grup sau Asociația pentru Protecția Femeiei, Familiei și a Copilului, este o tehnică extraordinară, dar noi trebuie să o multiplicăm. Adică găsiți și treceți în inițiativă, fiindcă ea trebuie să vină din multiple direcții, de fiecare dată. Cei care dorim să facem ceva, fiindcă altfel sigur că da, noi luptăm cu păcatul, biserica, dar biserica suntem noi. Dar biserica a pus în dreptul meu. Și până la urmă, dacă vreți, hai să spunem, Dumnezeu a pus prin darurile care a pus în fiecare dintre noi, a pus în dreptul nostru răspunderea noastră. Domnul doctor trebuie să vindece, nu bolnavii care îl caută. Asta este în dreptul domniei sale, în fața lui Dumnezeu. Și așa suntem toți. Deci, să ne bucurăm totuși pentru această seară, pentru acest film, cum am spus, al smeritei cugetări în fața statului magic, care este o cumplită realitate, pentru că este victoria nihilismului, cum spune Părintele Serafim Rose, în lume, în clipa de față. Este un război mare, un război cumplit, mai cumplit decât orice război. Domnul Virgiliu Gheorghe atrăgea atenția asupra acelui program înspăimântător al revoluției sexuale. De el are rădăcini foarte atenți, dacă ne uităm cu atenție la această mega tendință, care este purtătoarea unei manifestări distrugătoare la scara Europei, întregi Europa, poporilor europene. Dacă ne uităm la programul acesta, într-adevăr, suntem îndemnați ca alarmă, însă nu putem rezolva decât pentru reconstrucție radicală. Și a noastră înșine, începând cu lucrul cel mai simplu. Că eu aș spune, eu nu mă pricep, sunt doctor, dar eu aș spune că trebuie să începem prin a vindeca, cum s-a spus, anturajul și grupul nostru, și se începe simplu. În fiecare duminică ai de făcut un drum. Drumul până la biserică. Asta este o tehnică extraordinară. Începe cu asta. Fă drumul până la biserică. În fiecare duminică. Să nu-ți scape. Încearcă, și prin aceasta, bineînțeles că mulți cărarea aia. Ești din autostrada neuronilor în oglindă care au fixat nenorocirea aia. În mintea ta și mergi pe altă stradă, pe altă cărare, pe altă protecție. Este calea spre Dumnezeu. Să încep cu asta, de pildă. Este un bun început. Mulțumesc. Iar american, în 1974, a scos din nomenclatorul bolilor psihice, așa numitul diagnostic statistic medical DSM-2, a scos voyeurismul și exhibiționismul din rândul bolilor psihice. Iar în 1978-79 a scos homosexualitatea din rândul bolilor psihice. Acum vorbim numai de voyeurism și de exhibiționism. Că de asta e pornografia, asta era diagnosticul. Ele nu mai sunt boli incluse în nomenclatorul de boli psihice. Dacă vă duceți la un psihiatru cu cineva, îl duceți cu forța sau el se duce, ăla nu poate să-i pună diagnosticul de o boală care nu este nomenclator. Și să știți că nomenclatorul bolilor psihice, așa numitul diagnostic statistic medical, care e la ediția 4-a revizuit acum, e foarte respectat de psihiatri. Și nevroza a fost scoasă din DSM. Nevroza nu mai există, în locul ei e depresia și anxietatea. Noi ne descurcam mai bine cu nevroza, că era un coș în care băgam multe lucruri. Dar, repet, nu mai există, deci, exhibiționism și voyeurism, ca boală. Și atunci am despre ce vorbim. Vorbim despre faptul că revenim la moralitate. Știu eu, multe lucruri s-ar putea să nu fie boli. Pe de o parte, trebuie să știți că tot epidemiologii americani spun că pot să existe simptome fără boli și boli fără simptome. Dacă ai un stres, ești supărat, poți să ai palpitații, ai niște simptome care nu reprezintă încă o boală. Și, în general, multe simptome nici nu reprezintă boli. Deci, va trebui să clarificăm dacă vorbim despre ceva rău, e o boală, nu e o boală, e o boală socială, e morală, că până la urmă, repet, în DSM-2 deja erau scoase.
diminuăm. Domnul profesor, în urmă cu câțiva ani, deci, de fapt, trebuie să revenim tot timpul la problema de fond și nu la... Doctorii de multe ori greșesc, greșim și de multe ori prin... Asta, de fapt, a fost o vânzare, ca să spun așa, în planul moral, faptul că au scos... Sute de ani au fost încadrate la perfecțiuni sexuale. Homosexualitatea a fost pasă pentru voturi. Da. Dar, în urmă cu câțiva ani a fost o conferință la Patriarhie în care a venit o doamnă din partea Guvernului să susțină cu putere dezincriminarea homosexualității. Și s-a pus o întrebare din sală. Aveți copii? Băieți, da. Dânsa spunea, repeta ca un papagal, așa ce s-a discutat la Bruxelles, homosexualitatea trebuie dezincriminată, pedofilia trebuie incriminată. Și-au întrebat-o ce vârstă are băiatul dumneavoastră. 17 ani și nu știu cât mai avea până la majorat, puțin. Dacă un homosexual îl încearcă să-l atragă într-o capcană, ce este? Pedofilie trebuie condamnată. Dacă are 18 ani și o zi, ce este? Drepturile omului, libertate, demnitate, etc. Deci, vedeți, ce înseamnă a umbla la un dicționar medical, la formă și nu la fond. Oxitocina poate fi produsă sintetic? Da, și există ca medicament care se dă în urmăriță. Riscul este... Deja oxitocina s-a introdus în comerț. E avizată, nu la noi, dar s-a introdus în unele țări și va veni și la noi foarte. Nu există riscul să devină o fel de drog? Oxitocina. Orice dependență poate să... Nu ajunge așa ușor în creier. Pentru că există bariera aceea de protecție a creierului. De aceea ei când fac experiențele, fac o oxitocină cu spray-ul de oxitocină ca prin nas să ajungă mai repede. Nu ajunge, deși ea se naște, se apare prin afectivitate. Ea are și alte funcții, oxitocină, are multiple funcții în organismul uman. Chiar este tratamente, v-am spus, sunt tratamente recunoscute cu oxitocină pentru anumite boli cancerice. Nu știu în ce măsură cât sunt, dar sunt studii pe care arată că împiedică multiplicarea aceasta tumorală, dar... Da. Oxitocina nu este hormonul plăcerii. Oxitocina are un rol foarte important. Oxitocina este cea care determină contracția uterului în momentul nașterii. Și ea este dobărășită și de creșterea endorfinelor ca să scadă durerea în momentul nașterii, că Dumnezeu l-a făcut foarte frumos pe omul, pe omul acesta. Și femeia nu are dureri deoarece crește de câteva zeci de ori, chiar 100 de ori, endorfinele care cumva durerea. Și cresc și acești hormoni, inclusiv oxitocina, care are și rol de contracție uterină, dar și produce o stare de plăcere. Până la urmă e o complexitate de fenomene când naște. Nu e o operație chirurgicală sau un alt accident chirurgical în care se secretă endorfine, dar nu oxitocină. Cum putem să ne păstrăm mintea curată într-un mediu pervertit? Care sunt armele în acest război de publicesc pentru a ne păstra cu minți și a avea mereu frica lui Dumnezeu? Mie mi se pare că cel care a pus întrebarea este un om din biserică. Cred că trebuie să rămână acolo unde este. Să știți că cel mai solicitat organ al omului contemporan este creierul. După stomac, în care băgăm tot felul de chimicale, creierul este cel mai solicitat pentru că nu intră și lucruri care n-am vrea să intre. Ochii sunt deschis, urechile și ochii sunt mai permeabili decât înghițitul. Și în creier intră tot felul de lucruri. În creier intră, după părerea mea, foarte multe gunoaie. Asta m-a preocupat pe mine o viață întreagă și aș vrea să vă spun un lucru, că nu s-a vorbit aici de fața ascunsă a personalității umane și de fața întunecată a personalității umane. Prin mintea dumneavoastră și prin mintea mea trec în fiecare zi în jur de 70.000 până la 100.000 de gânduri parazite, dintre care nu toate sunt foarte nobile.
și demne de comunicat. Trec tot felul de prostii prin mintea mea, dar nu toate trebuie să ajungă să se realizeze și multe nici nu ajung, la unde ajung. Dar vreau deci să vă spun că lucrurile sunt atât de complicate încât până la urmă revenim la aceeași poveste, că e o luptă cu noi înșine. Și părinții spuneau, Sfinții Părinți spuneau asta de multă vreme. E o luptă cu noi înșine și această luptă putem avea ajutor un preot, un medic, un psiholog, dar până la urmă luptea cu... Eu trebuie să vreau să mă las de fumat. Altfel, fenomenul nu se va produce, nu? Ce putea, cum putea cineva să prevadă mai bine neuronii în oglindă decât Sfântul Pavel, care a zis că ce privești aia de pătrund? Era exact descrierea neuronilor în oglindă. În Biblie, după cum m-a arătat domnul profesor Chirilă de 20 de ani încoace, nu? Sunt atâtea lucruri care de astăzi le descoperim, nu? Și care ne și minunăm că sunt și foarte simple, dar nici nu le respectăm până la urmă. Tot vorbesc, dar până la urmă ne devenim de unde am plecat. E o luptă cu noi înșine. Se propune o anticampanie publicitară împotriva ziarului Libertate. Se propune să nu se mai cumpere acest ziar. De ce să-l cumperi? Și după aceea să nu mai cumperi. Iarăși se spune aici că sportul și mișcarea duce spre un stil de viață sănătos și normal. De ce fotbaliștii ar fi un exemplu bun de urmat sau ar trebui să fie mai mult sport cu multe? Aia e prostituție, nu sport. Povestea asta e, iarăși, problemele sunt atât de complicate, rețetele nu sunt universale, dar eu, dacă chiar mă întrebați, eu spun că fotbaliștii nu sunt sportivi. Așa că, ce se întâmplă? Deci fotbalul nu e sport. Îmi pare rău de cei care nu pot să-mi fotbalul e mai mult o afacere. Acum este așa, domnule profesor, că eu am cunoscut fotbaliști care au oameni de toate isprava. Și acum pot să existe. Nenorocire este că există și oameni cum să cade. Da. Acela ar fi foarte simplu să-i descripsăm cu tot. Nu poți, că sunt ei și nu sunt. Știi cine a stăzat pe fotbaliști? Bani. Tot din Biblie. Bani. Sunt extrem de multe întrebări. Am ascultat și dimineața o conferință, spune ceva despre pornografie, nu mai așteptam să fie atât de interesant. Abia aștept să citesc cartea pentru explicațiile fiziologice mai ales. Mi-ar plăcea să dau o mână de ajutor în astfel de probleme, dar nu cred că am în preajma astfel de oameni. Doamne ajută-ne! Și doresc un autograf la sfârșitul conferinței. Pot spera să obțin acest autograf, desigur că domnul Virgiliu Gheorghe cred că o să ofere și autografe. Probabil că ediția 10 va fi ilustrată.